Doamne ferește să ne pomenim cu armata rusă la granița noastră, să facă joncțiunea cu Transnistria. Că știți că proiectul lui Putin la Novorosia, e să scoată Ucraina de la mare. Că știți cum e, rusul nu mai pleacă de acolo de bunăvoie, da? În Moldova nu e stat NATO, NATO nu are nicio Noi. obligație. Eu știu ce o să zic alte state NATO, o să zic că dacă ce ați căutat acolo? Până la urmă nu e teritoriul NATO, adică voi vreți ajutor, vă ajutăm dacă e atacată România. Când, dacă Rusia va învinge Ucraina, va profita de orice fel de oportunitate și pentru ea Moldova e importantă, pentru că e un pinter în coanta cu coasta Uniunii Europene. Biden n-a prea fost mulțumit că a fost pusă cam ala, pare Simul. că nu prea o susține așa din toată inima. America se robotizează, se digitalizează, oameni care au pierdut joburi, oameni care au ajuns marginali, care trăiesc din ajutor de șomaj, care și-au pierdut statutul. Și atunci vine Trump care spune, votați-mă pe mine și garantez că nu se schimbă nimic, vă redau mândria, vă redau măreția. Camala mai liberală, mai înclinată să tolereze diversitatea de gender, de așa, intră problemele ideologice, tram mai conservator, mai naționalist, vrea să oprească migrația, și atenție, mulți americani să tem de migranți. Bine, el promite și chestii nerealiste, că pare că le promite oamenilor că se va reindustrializa America pe asta progresiști, respectiv conservator naționalist, țara e destul de scindată. E un semnal foarte prost. A spus că el nu poate pierde. Deci chestia asta sugerează adepților lui să pregătească de anumite chestii în cazul în care el va fi declarat înfrânt. Salutare tuturor, bine ați revenit la Leaders, serie de interviuri sub umbrela vorbitorincii. știți ce facem aici, ne întâlnim cu cei mai deștepți oameni din România să ne aducă valoare adăugată societății noastre. Căutăm idei, le răspundim și facem analize dintre cele mai bune și cele mai corecte pentru că rare ori în spațiul public, în media tradițională, o să aveți atâta timp să urmăriți un subiect. Noi acoperim această deficiență și astăzi o să vă ofer una dintre cele mai bune analize internaționale existentă aici în România. O să înțelegeți ce ni se întâmplă. Nu întâmplător, la această dată, suntem înaintea alegerilor americane, între cele două tururi discutând din Moldova, imediat după referendumul din Republica Moldova, înainte alegerilor noastre, care și ele sunt importante, dar și în timpul unui uh, război, două chiar, dacă nu chiar trei. Va trebui să le numărăm pe toate. Uh, invitatul meu de astăzi este Șerban Filip Cioculescu, profesor universitar, specialist în relații internaționale. Lector. Lector, A da, tot profesor, nu da. toată lumea vă spune profesor. Sigur, știu sigur, că da. dumneavoastră țineți la rangurile acestea, probabil pentru o chestiune profesor, profesională. Profesor, da. da. așa am spus sigur. Uh, prezentările în podcastul ăsta, în interviurile astea se fac mai târziu, domnule Cioculescu. Adică Sigur. o să vorbim vreo oră și o să le spunem ascultătorilor după aceea despre dumneavoastră când ne mai relaxăm așa. De obicei începem de foarte, de foarte sus și hai să începem de acest sus de la Republica Moldova. Dumneavoastră sunteți dezamăgit de rezultatul referendumului din Moldova? Eu încerc să iau partea pozitivă. Mă gândesc totuși că e bine că am vins opțiunea, da, opțiunea de europenizare. Mă bucur și că Maia Sandu a ieșit pe primul loc. Sunt însă îngrijorat de proporția foarte mare a celor care au votat nu și a celor care au votat cu candidații apropiați de Moscova. Sincer, mă așteptam să fie un mai mare avans pentru tabăra reformistă și pentru Maia Sandu. În același timp citeam și eu că Federația Rusă încearcă să cumpere voturi folosindu-se de Ilan Shor și de, alți, de alte instrumente, dar mă gândeam că nu vor fi atât de eficienți. Iată că, totuși, toată această acțiune de manipulare, cumpărare, presiune, a cam Dar eu încerc să iau partea pozitivă generală. e însă un lucru îngrijorător, nu? Când o jumătate din societate îți spune că nu vrea un anumit proiect, cel european în speță, la ce trebuie să te gândești? Trebuie să te gândești că e o țară scindată, o țară în care există o, un procent de peste 49% de oameni care nu-și doresc să facă pasul către europenizare. Sunt oameni fie foarte conservatori, fie legați sufletește de. Rusia, de spațiu rusesc, sunt și oameni fricoși care se tem de război, da? E și un, un procent consistent de oameni care se tem că dacă îndrăznesc să meargă pe calea Europei, Rusia va ataca Moldova și atunci preferă votând să păstreze un status vo pe care de bine de rău îl cunosc. Mai sunt și cei foarte săraci, marginalizați, cei cu fără salarii sau cu salarii mici, care nu n au văzut și n-au înțeles ce beneficii are Uniunea Europeană. Pentru ei, da, de adevăr, Uniunea Europeană a finanțat școli, drumuri, ok. Câte vreme în portofelul respectivului sau respectivei nu se simte o bunătățire, atunci el va spune că nu i-a adus nimic Uniunea Europeană. Sunt oameni elementari care jute că A și B, deci nu merg mai departe. Înțeleg că s-au dat bani, au sunat ascultători la România în direct, s-au da. dat bani pe diverse aplicații, banii pot fi scoși din Transnistria. Asta e foarte interesant. Te duci la bancă în Transnistria să scoți banii ăia, nu din Moldova. Da, da, sunt fel de fel de metode. Ilan Șor e specialist în așa ceva. Procuratura Moldovei investigează sute de mii de euro, da, de dolar, mă rog, echivalentul uh, sume care se pare că au fost transferate exact pentru o formă de mită electorală până la urmă. Cum vă... El are o tradiție, Ilan Șor, în a face mitinguri unde plătea participanții, știm demonstrații de acelea cu corturile. Da, deci nu e, un, nu e un începător în așa ceva, e un om bine exersat. Povestițiile celor care ne urmăresc, cine este acest personaj, Ilan Șor? E un om de afaceri dubios, da, care a reușit să intre în politică, a, și-a creat conexiuni, e puternic sprijinit, are bani, are susținere de la Moscova, e greu de, da, mă rog, greu de... Eliminat de justiția din Moldova, da, el este astăzi la Moscova, nu? Sau este undeva în spațiu rusesc? Din câte Parcă da, nu, din da. câte știu, nu este în Moldova. Fost și urmărit. Pentru că este, este da, urmărit da, da, da. penal cetățeanul ăsta, cred că a fost și în, da. și în Israel. Bine, a. nici Plahotniuc n-a fost prins, din câte știu. A. un fel de continuator da. pe linia lui Plahotniuc. Plahotniuc, fostul da. diriguitor, că ăsta e termenul, da. cred, fostul șef al Republicii Moldova. Da. El Ei, fiun... nu, n a fost chiar șef. N a, a ziceți chiar. așa, la metaforic. Metaforic, da. da, nu, da, oficial, da. nu, oficial nu. Oficial n-a fost niciodată. Da, eminență cenușie, un om foarte puternic. Toate punctele de vedere. Astăzi este în Cipru, cred că undeva în Uite, Cipru. nu știu exact, dar e căutat, e fugar. E fugar, da, dar nu-l găsește nimeni da. e, uh, niciodată. De cum vă explicați că uh, în Transnistria, uh, Șervan Cioculescu, de exemplu, voturile pentru uh, Pro Europa au fost mai multe decât în alte judecări? Decât în Găgăuția. Da, e, e 31% oameni din Transnistria care au votat pentru că afacerile pe care le face uh, zona asta a Transnistriei, uh, mare parte din exportul nu către Uniunea Europeană. Sunt oameni care sunt implicați în aceste schimburi și își dau seama că fără comerțul cu Uniunea Europeană ar falimenta total. Uh, știți că le trebuie un certificat da, de guvernul moldovean să poată face comerț. Uh, depinde, Ei practic pot fi sufocați, în sensul că dacă Moldova se înțelege cu Ucraina și închid complet, nici Rusia nu mai poate ajuta pentru că se poate bloca și pe calea aeriană și pe orice fel de cale terestră și atunci probabil că fost trei, cum am spus, 30 ceva care s-au gândit, mă, n-are să ratăm proiectul european, că uite, ne aduce bani. Cei din Găgăuții am înțeles că 90 și ceva au votat împotrivă, sunt fanatizați, sunt radicalizați, acolo propaganda a prins foarte bine împotriva valorilor europene, plus știți că s-au răspândit narațiunile astea false, bun, intrăm în Europa, vin bogătași în Europa, ne ia pământul ne iau locurile de muncă, ne iau tot, adică Europa ne sărăcește, ne aruncă în sau vin homosexuali, pe altă poveste din asta marotă, într-o populație conservatoare. Și mai e și conflictul etnic, găgăuții aceia nu se simt foarte bine ca parte din... Au fost și încurajați secesioniști de, dinspre Rusia, au văzut modelul Transnistriei, acolo sunt fel de fel de personaje ciudate care abia așteaptă să provoace un incident Plus și, cum se numește, doamna Bașcan, nu? Uit, Guțul. Victoria Guțul. pe păi, e un instrument al Rusiei, să, știe, să știu bine conexiunile ei. Acționează, e ca o marionetă. N-are niciun fel de decizii și sunt, personale. Și Sunt la vedere, apropo, de pă, această Da, doamnă. și chiar și domnul, cum se numește, ca, contracandidatul mai sandu, cel cu. Uh, Osmanoglu. Stoianoglu, Are un nume, eu m-am mirat că avea un nume turcesc. El e Găgăuz, Găgăuzii sunt un fel de turci. De-aia se numește cu ogul ăla înseamnă în turcă fiul lui. Aha. Deci, uh, uh, da, uh, numele lui e un nume Găgăuz, El a candidat, dacă nu mă înșel, să fie Bașcan și a ieșit pe locul șase. Deci, e și el de cercurile găgăuze apropiate de Rusia și el da, este procuror a, fost procuror, a avut probleme pentru că a susținut oameni de afaceri dubioși, și la rândul lui a fost urmărit adică e un, tip e un tip dubios din toate punctele de vedere, legături cu oameni de afaceri comis furtul milionului celebrele discuții, deci nu e un om curat și al miliardului, da. mă scuiați, al miliardului da, deci e și el destul de dubios a, hai să vedem un pic din și ceilalți, ceilalți candidați sunt tot în doamnele acelea, tot în filiera Moscovei Hai să vedem, Șervan uh, Cioculescu, căci dumneavoastră ați pus această ipoteză pe masă într-un articol pentru uh, centrul politic. Uh, ați luat în calcul posibilitatea ca uh, o forță anti-europeană sau prorusească să vină la Chișinău. Și v-ați întrebat ce se întâmplă dacă Rusia ajunge la granițele noastre. Dacă să ajungem aici, hai să facem pasul să, să spunem așa. Este mai sandu favorită. Uh, în turul al doilea? Este favorita la câștigarea președinției Republicii Moldova? Foarte greu de zis. Teoretic este favorită, pentru că ea a avut 41%, următorul, acel domn, 20%. așa. Problema e că dacă însumezi, dacă ceilalți îi dau voturile celui de-al doilea candidat, e foarte greu de zis cine va fi, pentru că e, e foarte important ca uh, echipa mai Sandu să mobilizeze, în primul rând, indecișii, și în al doilea rând, cât mai mulți din diaspora să reușească să voteze. Am înțeles că au fost costuri foarte mari și românii și unii n-au putut vota. E important să fie cooptați toți cei care au ezitat, uh, mobilizare cât mai mare. Numai așa poate fi sigură de victorie. Altfel e absolut pămuche de cuțit. Pentru că diferența nu e atât de mare. Dacă însumezi ce au obținut ceilalți contracandidați, toți probabil că îi vor da voturile acestui domn. E foarte problematic. E yeah, uh... Și știți cum s-ar ajunge ca în Georgia, unde ai un președinte pro-occidental și un guvern care e pro-rus mai degrabă Și o coabitare nefericită, adică, bine, oricum vin alegerile anul, alegerile parlamentare Mă gândesc că și dacă rămâne Maia Sandu și o să aibă un guvern compus din promoscoviți și socialiști și ceilalți, nici așa nu-i bine dar dacă Maia Sandu ar câștiga, poate vreme de un an să aranjez. Ca locomotiva să tragă după ea, să creeze o... Da, sunteți mai curând îngrijorat, vă simt de. Sunt, sunt îngrijorat pentru că asta am prieteni, colegi moldoveni și îi văd și pe ei că sunt foarte îngrijorat și, în primul rând, sunt uimiți și ei de nivelul foarte mare de cabotinism și de stupizenie. Spune, nu se poate. Comunități cum sunt cele de în granița cu România, Ungheni, Cahul, unde au beneficiat de bani europeni, s-a schimbat viața în bine, școli, infrastructură, au votat totuși preponderent împotrivă. De ce? Bine, ne putem gândi și la falsificarea voturilor, dar parcă n-aș merge atât de departe. Pur mă gândesc că există un segment consistent, pe de-o parte, cei manipulați de Rusia și, atenție, nu doar cei de etnie rusă. Pentru că câți etnici rus sunt în Republica Moldova? Nu știu, 15%, 20%. Problema e că sunt și destui români, cu nume românești, care vorbesc limba, mă rog, ce zic, moldovească, românească, așa, care votează tot împotriva proiectului european și mai sunt cei înfricoșați de război, cei convinși de propagandă, destul de mulți, e o masă critică mare, e o masă critică mare, oameni care nu mai sunt sensibili la beneficiile economice, la date de Uniunea Europeană, la investițiile României. Asta e greu de explica și în România. Chiar și mulți români întreabă, bă, dar ce ne-a adus nouă Uniunea Europeană trăind într-un spațiu european? Da, uitați-vă și partidele extremiste din România, au Sos, uitați-vă ce susține într-o țară care s-a integrat, care o duce economic mult mai bine decât în Practic, cea mai bună perioadă de economie, uite că, totuși. 25% are polul suveranist în România. Da, deci nu ne miră rezultatele de la Chișinou cu. unde la... sunt săracii și mai înapoi, și mai în sfera Moscovei, și mai uh, atenție cu informația. Uh, contează de unde și omul informația. Dacă se uită la posturi rusești, vede bloguri rusești, jurnale rusești, nu ar fi ușor de manipulat. Uh, bun. Și atunci vin la ceea ce spuneați dumneavoastră, da? le... Este posibil, adică noi ca țară, România, aici, pe marginea Imperiului da. European, să luăm în calcul vecinătatea cu. Trebuie să o luăm. Trebuie să o luăm. Bun, hai să vedem ce înseamnă, de fapt, dacă de la de anul viitor, să zicem așa, în Republica Moldova vine o forță prorusă. La guvernare, la președinție, ce înseamnă din perspectiva noastră, din perspectiva războiului ucrainean, ce ar urma să se întâmple. Înseamnă că să creează o graniță de tip război rece între noi și Republica Moldova, să reduc la maxim schimburile de persoane, circulația, schimburile comerciale, programele culturale, totul cumva cade într-o stare de înghețare. Uh, Retorica antiromânească, pe nu amintim de la Voronin și de la alți președinți care nu ne erau foarte... Ah, deci se anulează tot, sau parțial, în bună să va anula o mare parte din progresul. Știți că Republica Moldova era elevul bun. George e elevul rău de când au la putere acel partid visul georgian care e tot mai conservator și apropiat de interese Rusiei. Moldova a, zis, a primit statut de candidat împreună cu Ucraina. Da, deci, bine, să știți că eu cred că a contat mult și modelul Ucrainei și efortul făcut de Ucraina, că practic Ucraina ca stat martir a cumva a primit statutul de candidat, trebuia să-i să dea și Moldova. Era ciudat și atunci, da, și Maia Sandu a, a cerut și a, zis, a spus și, probabil, au primit amândouă țările. George i, i schimbi s-a retras acest statut. Ea e elevul rău, e arătată cu degetul. Câtă vreme au partidul acela lui, cum îl cheamă, Bizina sau așa cu visul georgian, mi se va spune, voi v-ați îndepărtat de fapt de proiecte european, abandonați democrația, statul de drept, am văzut și câte, câteva remarci din Georgia, cred că chiar ale premierului, la adresa Mai, Sandu, în care spunea de nemulțumirile pe care le au acolo. Deci, intrăm, e posibil într-un război rece cu Republica Moldova chiar. Contează mult și ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina. Unde să opresc trupele ruse, dacă sunt scoase de pe tot teritoriul Ucrainei, dacă rămân cu o parte din teritoriu, dacă spuneați de articolul meu, da, Doamne, ferește să ne pomenim cu armata rusă la granița noastră să facă joncțiunea Dar cu Transnistria. Cum, cum ar fi posibil? Ocupând direct, Odessa da? și după aceea îndreptându-se până în sudul zona aceea din practic din vestul, din sud-vestul Ucrainei, da, și ajungând la Confluența cu gurii, practic, unde e Ucraina acum, deasupra noastră. Creierul meu nu vrea să perceapă asta. Adică, cum există un astfel de pericol ca odessa să cadă? Adică. Păi, auziți, e un război de uzură. războile astea de uzură au de obicei niște caracteristici. E avantajat cel care poate trimite mai multe forțe, da? Acolo e un abator, e un malaxor. De într-un război de uzură, cel care are mai multe forțe, mai multe echipamente, până la urmă, învinge până puizare. Cel mai slab începe treptat să cedeze. Adică, Doamne ferește, noi sperăm ca Ucraina să reziste. Deocamdată rezistă fiind ajutată. Da, ce se întâmplă dacă vine Trump și oprește ajutorul? Așa a și spus că oprește, bun, rămâne europenii să ajute, da? Vor reuși să ajute în suficientă măsură. Ce morală a ucrainienii, da? Că știm că sunt și ucrainieni, ați văzut în sondaje, încă sunt pentru rezistență cei mai mulți, dar mult mai puțin decât oamenii sau cam de război. Și atunci spui întreba, domnule, ce să, trebuie să ai și scenariul ăsta, ce se întâmplă dacă se brăbușește frontul ăia cu Ceresc Odessa, vine în marș accelerat către, că știți că proiectul lui Putin la Novorosia e să scoată Ucraina de la mare. El vrea nu numai să le ia zona estică, Dombas, unde sunt uh, mulți etnici ruși, așa, el vrea să-i scoată și de la mare. Vrea să vrea să reducă Ucraina la o bucată de teritoriu fără acces la mare, da, ca să o taie de comerț, să o taie de contactul cu, nu știu, cu direcția Turciei, Mediteranei. Deci asta, da? mică, asta mă, e un cata da? e un scenariu catastrofal. Pentru că noi am scăpat din 1991, de când s-a -a dezmembrat URSS, ne-am îndepărtat cu sute cu mii de kilometri, practic de nu toată lățimea Ucrainei și a Moldovei, ne separă de Federația Rusă. Acum suntem vecini pe mare, au capturat Ucraina. Nu recunoaștem, dar asta nu împiedică păruși să, să fie acolo, da? S-au apropiat de noi. Repetați un pic, suntem vecini pe mare. Acvatic? Da? Păi nu p suntem? Păi explicați-mi, asta vreau să păi, înțeleg. Cât ce distanță între Constanța și uh, Crimea? Câteva sute de kilometri? Câteva km. sute de kilometri, da. Câteva Teoretic de... pot lovi cu rachete din Crimea, pot lovi în Constanța, dacă nu face față scutul. Și atunci, luăm în calcul, revin la acest scenariu cel mai negru. Să da? nu fim vecini terestru. Ca de Odessa. Da. Armata rusă avansează și face joncțiunea în Transnistria. Transnistria da? Pătrunde pă la, în zona Bugeacului, mai o bucățică acolo și intră în Transnistria și se unește cu ușa. Mă rog, știți că acolo forțele alea separatiste, și depozitul mare de, colba, de la Colbasna, ala de arme, cumva ar reîmprospăta efectivele de trupe și ar fi un, te să seama, în coasta Republicii okay. Moldova. Acolo și rămâne Republica Moldova, deci Rusia ocupă bucățica aceea de teritoriu, de unde nu mai vrea să plece strategic, probabil, niciodată. Da. Uh, și Republica Moldova, să zicem, continui scenariul stat negru, este pro-rusă. Ce înseamnă asta pentru... La nivel guvernamental. La Ce înseamnă asta? Da. Că segmentul pro-român va avea mari probleme, în sensul că vor începe presiuni, persecuții, probabil că foarte mulți dintre românofoni vor veni aici, vor fugi către Uniunea Europeană, oameni care nu vor accepta să fie sub cizma rusească, deci s-ar putea să fie un exod, poate nu de altfel de mare ca al ucrainilor, dar în orice caz, adică e o situație de și așa țara e depopulată, și așa o bună parte din segmentul cultivat, școlit a plecat din Moldova, da? Ați văzut că diaspora a votat altfel acolo opțiunea Maia Sandu și Uniunea Europeană a fost cât a avut, 70-80 acolo, e clar, oamenii sunt al, alt, tip de om. Bun, ar pleca și aia puțin care mai susțin integrarea europeană și opțiunea pro-românească, după aia chiar cări să ajungi cu o populație aproape total rusizată sau dependentă de Rusia și... Belarus. Hmm? Adică ar fi un nou Belarus acolo. Dar, ar putea fi o, da, un o regim marionetă un regim marionetă. Chiar dacă Maia Sandu a câștigat, adică mă gândesc că riscă să piardă pârghile care deține puterea, pot fi incidente. Rușii sunt experți la a genera incidente, rebeliuni, conflicte etnice, îi pot agita pe cei din Găgăuția, pe cei din Transnistria, pot declanșa oameni infiltrați, să fiți sigur că serviciile au oamenilor infiltrați. Da, într-adevăr, moldovenii fac săracii tot efortul și armata lor și servicii, dar sunt în, capabili să opună infiltrărilor rusești, folosirii de cai troieni, de, de, de metode de subversiune, deci, având armata rusă la în Transnistria, o armată mult mai numeroasă decât cele câteva mii de soldați transnistrieni și pis, așa zis pischipări care sunt. Dar uh, pentru orice necesitate Rusia ar putea trimite, să zicem, în condițiile astea, eu continui acest scenariu negru, da? Atenție, da. ca să înțeleagă toată lumea ce povestesc ca să dea o mână de ajutor Rusia ar putea trimite trupe în Republica Moldova, o Republica Moldova pro-rusă. Adică luăm în calcul Băi, și asta? Uh, acum depinde, știți cum e, dacă nu, dacă nu ești chemat în ajutor de guvernul de acolo ești invadator. Dar eu îmi pot imagina un guvern pro-rus care zice ajutați-ne că să i zică din contră, românii au generat o au generat o rebeliune. Ajutați-ne. Și atunci dacă ești chemat legitim de guvern, zici că ești forță care a venit să pacifice, să ajute. Și te pomenești că nu, știți cum e, rusul nu mai pleacă de acolo de bunăvoie, da? O să iei, adică... Și sunt bun la a provoca incidente. Vor provoca, vor reuși să provoace incidente de genul ăsta. Asta ca să explicăm de ce... E, e cel mai rău scenariu, trebuie să nu-l ocolim. Da, da, da. Asta explicăm oamenilor de ce alegerile din Moldova sunt atât de uh, importante. Da. Bun. Deci e important și să rămână mai Sandu și să fie o guvernare apropiată pro-europeană, adică să nu fie coabitare între ea și un regim finanțat și plătit de ruși și controlat de ruși, că nici asta nu e... Nici asta nu e un scenariu Ea are prerogative ca orice președinte, e Republica Parlamentară, are prerogative politică externă, armată, Diplomație. Și, și acum, domnule Cioculescu, asta e chestiunea esențială. O să vină multă lume să ne întrebe. Băi, am tras linie, uite, desenezi o graniță aici, da? da? Aici e România și aici este o Moldovă rusificată, da? Cu pă, incidente, cu o putere prorusă, cu pă, știu eu ce să mai... Conflicte etnice, violențe, conflicte comunale, domnule, haos. oamenii, mulți oameni de aici o să zică, domnule, e la ei acolo... Da, mă tem că mulți chiar așa o să zică, dar ce, da. haide să securizăm frontiera ca până la urmă... Așa, păi da, până la urmă da. ce problemă avem noi? Asta e, asta vreau să știu de la dumneavoastră, ce problemă ar putea fi pentru noi această apropiere de, uh, nu apropiere, ci faptul că brusc avem o graniță comună cu acest stat invadator. E o problemă, în primul rând, că Republica Moldova e un stat uh, soră sau frate, da? avem acolo o comunitatea românească, i-am -am ajutat, am investit în ei, am sprijinit. E ciudat să zici că nu-ți mai pasă dintr-o dată, da? Și uh, o să pune problema refugiaților pe care trebuie să-i acomodezi, să le găsești un adăpost, mâncare, să-i să ajuți. Sunt multe probleme umanitare, poate să fie dezastru umanitar acolo, poate să fie ca Bosnia, cu masacre, cu ce faci. Ai o, știți că există acea responsabilitate de a interveni. Dar dacă trimite România, să zicem, forțe acolo, cine ne cheamă, să zicem, da? Guvernul local poate să zică că noi n-am solicitat, și atunci nu poate interveni, nu, că par invadator. Asta voiam să vă întreb. La Trebuie să respecte dreptul internațional. România ce poate să România poate să trimită trupe acolo? În... La cererea guvernului sau autorităților moldovenești, teoretic, să și... poți, fi, poți trimite în ajutor. E autoapărare. Conform cartei ONU, statele au voie să uh, aplice self-defense singure sau în colectivitate, da? însemnând alianță sau securitate colectivă. Deci statele au voie să cheme în ajutor. Și ați vedea trupe NATO? Că ele sunt trupe NATO? Intră... Uh, Moldova nu este stat NATO. NATO nu are nicio Noi... obligație. Da, nu, NATO... NATO, da, România? Păi, eu văd, dar știți care e problema? Și dacă noi intrăm acolo și rușii ne amenință, eu știu ce o să zică alte state NATO, o să zică, dacă ce-ați căutat acolo? Până la urmă nu e teritoriul NATO, adică voi vreți ajutor, vă ajutăm dacă e atacată România. Da. Ce-ați căutat acolo cumva? E țara NATO, nu faci de capul tău, trebuie să te coordonezi, pentru că după aia ajungi să ceri ajutor și știți că în Consiliul Atlantic se votează cu unanimitate apare o altă țară, nu dau nume, care poate să zică, dar să fi ce a căutat România acolo, cine i-a chemat? Da. Una e dacă te cheamă guvernul Republicii dar și atunci trebuie să-ți informezi partenerii aliații din NATO, să le spui, am primit o cerere și să vezi ce spun fiecare, pentru că implică riscul de război. E foarte incertă situație, e o situație pentru care nu există o explicație, nici nu știu dacă există o, putea să există o formă de planificare, astea nu sunt chestii publice să se spună, deci nu știm. Nu știm ce a spus România la NATO, dacă a discutat, le-a zis, măi, oameni buni, vedeți că noi s-ar putea să avem problema asta, că nu-i putem lăsa pe moldoveni complet neapărați. Nu știm ce să discutăm. Sunt discuții confidențiale, secrete, de fapt, în North Atlantic Council. Nu, nu sunt chestii să le... Nici presa nu, nu, nu există niciun fel de ziarist acolo și... Dar, pe termen lung, stau acum să mă întreb, domnule profesor... Uh ce înseamnă, dincolo de Moldova, Moldova pică, e rusificată, vreme de 5, 6, 7 ani de zile Moscova se ocupă să-și pună lucrurile în ordine acolo, să-și facă guvernul... Înseamnă Marimint. epurări, arestări, persecuții, infiltrări de agenții. Vă dați seama, sunt, Toți sunt specialiști. Pentru România și Uniunea Europeană să aibă acest vecin de-a dreptul, să nu aibă zona asta tampon, ce o să se întâmple? În primul rând e un eșec pentru politica de vecinătate a Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană a lansat în 2003 acel European Neighborhood Policy, care prevedea uh, pârghii pentru stabilizare, securitate, cooperare, să transform vecinătatea într-o zonă bine guvernată, democratică, fără neapărat a le promite membership-ul, da? Uite, acum totuși Ucraina și uh, Moldova și pe o perioadă și Georgia sunt în, au fost sau sunt în cărți pentru integrare, da? E mai mult decât simplu membership, uh, neighborhood. Ai parteneriatul estic pe care Polonia, Suedia l-au lansat și l-a asumat Uniunea Europeană, ar fi un eșec foarte mare pentru că Uniunea Europeană operează cu instrumente soft. Instrumentele ei sunt ajutorul economic, sprijinul legal, propagarea valorilor, buna guvernanță și îți vine Rusul cu arma, cu hard power și Uniunea Europeană care știți că și ea își creează treptat o politică de securitate și apărare, dar de fapt știe orice fel de analist politic și militar că ținem de NATO fără NATO, n-am fi deloc sigur. pentru că Uniunea Europeană e la început pe latura asta NATO asigură de fapt apărarea și securitatea colectivă aici apărarea colectivă și uh, trebuie să fie unanimitate, da? Uniunea Europeană încă e la nivelul mai mult de peacekeeping peace enforcement, lucruri de menținere a păcii, de, înțelegeți, au misiuni până în Bosnia, până în țări africane până în Macedonia, care nu sunt misiuni de luptă. Adică... Da, atenție atenție, în, în tratatul de la Lisabona care e probabil cel mai important tratat al lui, cel intrat în vigoare în 2009, există o clauză de solidaritate și o clauză de apărare colectivă. Deci Uniunea Europeană are o clauză de apărare colectivă unde spune că dacă un stat membru e atacat de un stat terț din afară, celelalte sunt datoare să intervină. E la fel de constrângătoare ca articolul 5 al NATO. Problema e că cine și cum va face asta, da? Nu există deocamdată o armată comună europeană, nu există. Adică nu respingeți de tot faptul că Rusia ar putea declanșa un război în zona asta? Nu pentru că, gândiți-vă, foamea vine mâncând. Dacă Rusia va învinge Ucraina, va profita de orice fel de oportunitate și pentru ea Moldova e importantă, pentru că e un pinter în coanta cu costa Uniunii europene. Plus că va ține și Ucraina într-un fel de clește, adică dacă ei, Ucrainei, estu și vrei să țin control și zona de vest, controlezi Moldova și atunci obișnuiești pe Ucraina să și împartă forțele și să îi ții ca într-un fel de menghin acolo. Asta Eu nu cred, adică știu că occidentalii și americanii și nemții pun presiune pe ucrainieni să negocieze o pace cu. Dacă nu va fi pace, va fi armistițiu, ca între Corea de Nord și Corea de Sud. Adică nu, nu s-a ajuns A, dar e un armistițiu, nu știi cât durează. Rușii pot relua agresiunea în 4-5 ani. O să revin la asta. Da, dar înainte mă am uitat pe articolul dumneavoastră care zice așa. Domnule, în primul rând, noi, România, o să avem probleme cu extragerea gazului. De la Neptun Deep, din perimetrul Neptun. Neptun Deep, da. da. Adică... Zona economică exclusivă. Ce garanția încă rușii vor respecta? Pentru că, vă dați seama, sunt, ne sunt ostili. Ne sunt ostili. Ajutăm Ucraina, ă, instalăm ă, sisteme de apărare antirachetă, construim acea bază mare a NATO la Cogălnicianu. Ne-au și amenințat. Ne sunt ostili și ă, în momentul în care, Doamne ferește, ar ocupa insula Șerpilor, de pildă, și toată zona economica economică exclusivă a Ucrainei, da? Să vă apropia și nu, le, nu știu câtă teamă inspirăm noi încât să nu îndrăznească să, să interfereze și să producă incidente. Adică eu iau un calcul și scenariul cel mai rău, în care vine, vin patrule ruse și zic, bă, nu, ia nu mai explorați voi aici, că s-ar putea să fie al nostru. Și ce facem? Dăm cu rachete în ei, îi amenințăm, ce facem? Nu e dreptul nostru, n-ar fi... Păi bun, da, păi da, ce, și Ucraina are dreptul să fie suverană, dacă Rusia nu respectă forța. Ce facem? Ce împiedică astăzi pe ruși să vină exact pe zona asta de la... Nefru? Încă luptă cu Ucraina. Sunt prinși într-un război Aha. sângeros și n-au destule forțe să... Au fost opriți. Odessa n-au luat-o. Uh, mai mult decât atât. Ucrainienii folosind dronele și rachetele i-au -au scos practic din zona Crimei. Știți că flota rusă acum s-a mutat uh, practic către zona de uh, su sud-est. Uh, pentru că ucrainenii i-au lovit cu drone și cu rachete în Crimea și atunci cumva rușii s-au retras și Crimea, deocamdată zona de coasta Mării Negre pe care o mai controlează Ucraina e safe. Tot ce -ți pot facă rușii mai dau rachete și drone către Odessa, dar nu au fost în stare să o cucerească. E un obiectiv pentru Putin, categoric, aș încercat. Ăla e un punct bine apărat de ucrainieni. Încă au soldați buni, au muniție, au arme. Dar e un război de uzură. Cum evaluați situația asta de pe frontul ăsta? Explicați-ne ca să înțelegem și noi, așa, cu da. nespecialiștilor. Cine, cine, e în avantaj zilele astea? Când înregistrăm noi. Cum vedeți pe zona asta a Estului, Donetsk și Luhansk, rușii, din păcate, înaintează. Încet, încet, cât un sat, cât un sat, să luptă acolo și dacă vor reuși să cucerească acel oraș care e un Tobosin nu-mi bine în minte acum numele. Dacă vor reuși să cucerească zona asta pentru care să luptă, vor avea acces către alte orașe din zona aia. Deci, practic, li se deschide un front. De-aia ucrainienii apără cu atâta disperare acest punct nodal, care e și punct de căi ferate, de drumuri, pentru că riscă să se reverse rușii treptat și să ocupe și alte orașe din... Că obiectivul lui Putin e să ocupe integral. El a sugerat că ar putea discuta o pace după ce ucrainienii vor ceda cumva în întregime Donetsk și Luhansk, zona aceea, pe care ucrainienii n-au cedat-o complet, încă o bucată pe care o apără, da? Bine fortificat, au, să știți că au fortificații, sunt soldați buni, au armamente bune, au ocupat și zona aia Curscu, da? din jurul Curscului, pe care o țin ca monedă de schimb, sperând să le zică rușilor, bun, renunțați și vă dăm Curscu și nu mai pretindeți, probabil, Adică e, e foarte greu de crezut, de văzut acum cum i-ar scoate complet păruși de acolo ucrainienii, cum să-i scos păruși de acolo, sunt, sunt numeroși, sunt bine înarmați, e, e vorba și de numere până la urmă, știți cum e, contează și calitatea și ucrainienii au trupe de bună calitate, pregătite de țările NATO, tot timpul sunt instruiți, ba Franța, ba Anglia, ba Marea Britanie, instruiesc pe... Uh, rușii au în schimb numere de partea lor. Rușii au foarte mulți mercenari, prizori, pușcăriași, și acum și nord-coreeni, să vorbește de ei. Zine, uh, uh, zi, uh, zi, spune, vine momentul ăsta când uh, numărul contează mai mult decât calitatea războiului de uzură. Azi, când înregistrăm noi, a venit confirmarea oficială: sunt trupe nordcoreene coreene în uh, Rusia. De câteva zile se vorbește? Uh, Corea de Nord are o. A negat Corea de Nord. Da. Ce erau să zică? Are o armată importantă, adică e o forță adițională bună? Cum o da, estimăm? O armată terestră numeric stau bine Corea de Nord, sunt proști echipați. E mult mai bine dotată armata Coreei de Sud, în ce privește, de pildă, calitatea tancurilor, a tunurilor, a dronelor, nu se compară. Dar și Corea de Nord are o armată de infanterici, de pildă, foarte numeroasă. Nu neapărat foarte bine instruită Că știți cum e în comunism Armaia ta e și la muncile câmpului Face și construcții și alte lucruri uh, Au armă nucleară Din păcate pe care Corea de, no de Sud nu o are Deci nu sunt niște soldați foarte buni Dar sunt fanatici, sunt disciplinați Și o să vedem în prima linie Nu, nu știu sau... unde vor fi trimiși Vor fi trimiși ba, Am citit că unii au început să fugă fugi la ucrainieni unii, da? Deci probabil că în momente grele unii vor dezerta. M a zis că Corea de Sud trimite și ea, acolo ofițeri de inteligență și instructori să vadă ce-i cu ea. Probabil că dacă vor fi capturați de ucrainieni, vor fi interogați de ei militari și de agenți din Corea de Sud, să vadă exact cine sunt, ce, cum, să afle date despre... Da, uitați că e interesant, Asia își trimite forțele în Europa, Iranul dă drone, Corea de Nord a dat racheta cu de soldați, E o problemă de securitate pentru un trec spaționat NATO. Ce te faci că Ucraina, care e zonă europeană, e frontiera NATO, te pomenești că ai trupe asiatice acolo. E o evoluție geopolitică importantă asta. Și pă, spectaculoasă. Și să spunem da. că în ziua în care înregistrăm, are loc întâlnirea BRICS, da. la Kazan. Kazan Summitul Prist de la Kazan a început de de ieri. Uh, unde Putin se întâlnește cu președintele Xi Jinping, cu uh, Al Indiei, India cu pe premierul uh, cu președintele uh, Narendra Modi. Uh, deci uh, și mulți. reprezentanții da, Iranului sunt sud. sunt da, sunt da. acolo. Deci, Egipt, Iran, sunt mai multe țări care au aderat și... Ba, mai mult de atât încearcă să construiască o alternativă financiară la dolar, un schimb de un instrument de schimb da. valutar, astfel încât dolarul să nu mai fie cea mai uzitată da. momentul... Să-și piardă capacitatea de a fi moneda numărul unu de schimb internațional. Adică, o asta... veche cerință și a Rusiei și a Chinei. Asta e posibil? Adică se poate întâmpla? Deocamdată n-au reușit decât parțial. Dolarul rămâne, dar de, ăștia din ă, zona sudului global mă refer la cei anti-americani, da? Pentru că India, Brazilia nu sunt atât de... India și Brazilia vor să păstreze relații bune cu Statele Unite. Dar există și cei, da, China, Rusia, Africa de Sud, care sunt state destul de anti-americane și care, Iranul, și care și-ar dori să... Pentru rușii e și o chestie ca să evite sancțiunile. Pe zona asta dolarului ar vrea să scape de, da, să poată cu, tranzacționa în moneda lor, în monedele respective și... Au aceste state puterea împreună să reprezinte o alternativă globală la ce înseamnă lumea occidentală și lumea. economică. au, <truf> pentru că, din câte știu, reprezintă undeva la 38% din PIB-ul global și din populație undeva la 45%, nu? Gândiți-vă, India și China au fiecare un miliard 300 de milioane. Uh, Norocul, șansa noastră că România face parte în Occidentul global, nu fiind statul și NATO, e că nu există între ei o solidaritate politică și strategică. Rusia, China, Iran clar merg împotriva Occidentului și vor o lume multipolară în care America să fie coborâtă de la statutul de primă putere, mă rog, către statut de egalitate cu celelalte, dar ai pe de altă parte și India, Brazilia, care totuși sunt legate economic și politic de țările occidentale, de SUA și care nu-și doresc răsturnarea bruscă și violentă a ordinii, de deci ei sunt unit mai mult de probleme economice. Nu e un grup care să depindă să creeze o alianță anti-NATO. Sunt departe. Toate analizele spun că nu se pune problema deocamdată de așa ceva. Da, explicați-mi și mie cum da. de Rusia încă rezistă economic. Cu sancțiuni, cu tot ce a pus Occidentul împotriva sa, da. pare că lucrurile. Economia funcționă. chiar le merge, au creștere. Păi, în primul rând, nu toată lumea i-a pus sancțiuni. Sancțiunile au fost pus puse de Sua, de Canada, de țările UE, de Japonia, Corea de Sud. În schimb, continuă să vândă petrol și gaze Chinei, Indiei. Au relații bune da, cu India, cu China, cu Africa de Sud, cu alte țări din Sudul Global. Tot fac schimburi, tot fac comerț, își vând produsele, vând și arme. Și atunci, de bine, au, au înlocuit ce puteau înlocui, au naționalizat firme occidentale, le-au expropriat. Au adus acolo în loc de firme occidentale, firme chinezești, firme, da? Deci au sfera lor de schimburi, nu sunt complet izolați, reușesc să facă schimburi, reușesc să aibă acces la să vândă energie, să vândă armamente, cumva să descurcă. Da. Dumneavoastră sunteți specialist în uh, spațiul chinez, da? Aș da, putea da. să zic. Chestiune. Da, sunt și în zona euroatlantică, dar și pe zona și... Aici e un lucru da. pe care trebuie să-l să înțelegem. Vedeți că discuția noastră se extinde așa, ea da. trebuie să fie globală, pentru că, de fapt, granița asta de care am vorbit în Moldova, ca să înțeleagă toată lumea unde se Moldova și unde e România, este stem la o confruntare a, a două mari lumi care gândesc complet diferit. Există teoria asta, domnule profesor Cioculescu, că încetul cu încetul China mănâncă Rusia și că de fapt Rusia e predată în brațele Chinei acum. Cât de aproape de adevăr e povestea asta? Da, știu că unii zic că e wishful thinking mai mult. Dar ce putem spune sigur e că Rusia a devenit un junior partner al Chinei pentru că China de fapt este puterea globală. China are un PIB uriaș, China are o tehnologie ește din comun, o populație foarte numeroasă, miliard 340 mii. Gândiți-vă, Rusia are cât are 140 de milioane de oameni. Un teritoriu care în mare parte în zona asiatică e depopulat. China are tehnologia, are, da, bun, Rusia are și ea niște avantaje, are armele nucleare, stăm mult mai bine decât China, Dar practic Rusia și SUA au mii de capete nucleare, are și tehnologie de vârf în domeniul militar, dar depinde totuși de accesul și la tehnologie altora, în rest are o populație destul de bătrânită, să fac puțin copii, multe tare sociale, alcoolism, multe probleme de genul ăsta, o armată care e foarte inegală, există trupe de elită, dar există și trupe de strânsură, aia pe care i-au bătut ucrainienii la început, de ea, au zăpăcit și are o țară cu, cu multe elemente de vulnerabilitate, Rusia, și față de China e un partener de rangul 2. Problema este că sunt foarte legate, cele două țări să ajungă, ajuns la un fel de simbioză, pentru că China are nevoie de materiile prime și de armele furnizate de Rusia, Rusia are nevoie de China ca de aer să aibă acces la piețe și la bani, să o opun Americii și să o opun NATO, vor o lume multipolară, vor o lume în care Occidentul să nu mai fie dominat nici din punct de vedere valoră, nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere militar și țin strâns. E adevărat că nu au o alianță pe hârtie, au o relație de parteneriat fără limite, așa l-au definit la Summitul din... Acel summit ținut puțin înainte ca Putin să atace Ucraina în iarna lui 2022, da? no limit partnership. Ei, unii zic că de fapt e un soi de alianță tacită nedeclarată. Dar să poate ajunge treptat la o coalizare. Cu toate că știți că linia oficială a Chinei este că nu doresc alianțe în timp de pace. Chinezii au linia asta că nu e nevoie de alianțe că alianțele sunt blocuri care împing către război și conflict. Da că îți pare că Rusia își dorea o alianță încă de mulți ani, dar China nu au spus că parteneriat. Dar e tot mai intens parteneriatul ăsta și știți că Trump, probabil că de când era președinte prima dată, își imagina că stabilim bune relații cu Rusia, va separa de China. Ori toți analiștii spun că din ce în ce mai mici sunt probabilitățile, că e aproape imposibil să mai separa Rusia cu China și atunci, pur și simplu, China trebuie presată. Trebuie să-i să spună Chinei la unison și de către SUA și de către UE, aveți grijă că dacă ajutați Rusia cu asta, blocăm schimburile cu voi, blocăm. Transferul de tehnologie, blocăm investițiile, adică să-i doară și efectiv de frică, și din deterrence chinezii să nu mai sprijine Rusia atât de mult, temându-se că pierde economică. Și China depinde foarte mult de piața americană, de piața europeană. Ce nu înțelegem noi la statul ăsta imens? Sunt cu totul altfel decât noi, au altă filozofie. Autocrație, ce? în primul rând, o autocrație cu supraveghere digitală, e un autoritarism digital la, în care cetățenii sunt foarte supravegheați, statul e omniprezent. Fiecare știe rolul în societate, e un capitalism pe care statul controlează, miliardarii pot fi arestați, pot fi acuzați de corupție, liderii partidului băgați în pușcărie pentru că, pe motive de corupție, Xi Jinping a făcut curățenie, i-a eliminat și pe cei indezirabili, dar și pe o parte din cei corupți. Da, a, făcut purificat, a purificat între ghilimele ca să scape de dușman și să își asigure și popularitate. Dacă e ceva într-un partid care geme de corupți, tu să fii cel care bagă la pușcărie niște miliardari corupți, să-i arăți la televizor încătușați, dă bine rândurile populației. Da, e corupție mare în China. E foarte mare. Da. Colosală și în rândurile armate și în rândurile serviciilor. O ține în frâu în metode de teroare, de frică. Tentația de corupție e foarte mare. Au miliardari unii îmbogățiți prin afaceri, alții prin funcționari de stat, de armată, care au pus mâna pe bani, dar stau cu frica vor fi arestați că vor fi... Deci e o corupție statală, ca să zicem așa, pe care statul o lasă doar în anumite zone, sau, mă rog, gașca de la putere, nu statul. Da, e tolerată într-o anumită măsură. În cazul unora nu e tolerată, în cazul altora există o anumită toleranță. Societatea e spionată, e urmărită prin metode care țin de digitalizare de internetul da. știți că e controlat, e cenzurat, Great da. Firewall Firewall. Deci, oamenii aia primesc știri numai prin propagandă, da, adică ce? Și sau... din canale internet controlate și din canale internet controlate. Da. E. putem să ne imaginăm, adică noi ca cetățeni europeni dintr-o lume liberă, putem să ne imaginăm cum arată lumea aia chineză înăuntru, că eu nu reușesc să-mi imaginez. Sigur, am fost în vizită. Și eu am da. fost de câteva ori. Da, e, e greu pentru că ești plimbat în locuri frumoase, oamenii par relaxați, mulțumiți. Uh, nu prea îți dai seama cum e acolo. Nu prea îți dai seama până când nu citești amintirile unor dizidenți, jurnalele unor chinezi care au putut pleca și care povestesc cum e viața reală în China. Bazată pe sindromul Big Brother, control extraordinar de mare, credite sociale, da, te pus și Bei și tu la un pahar cu prietenii și spui că te-ai săturat de Xi Jinping și de Partidul Unic, constați că nu mai poți pleca în străinătate, nu prinzi un job bun, ți se restricționează oportunități de carieră pentru că ai deschis gura și știți cum e, ca și în Rusia. Și Rusia și China au un contract social pe care liderii lor, că amândoi sunt lideri de mână foarte carismatici, și Putin și Xi Jinping, sunt stăpâni autoritar pe sistemele politice, pe, pe, pe țară și, practic, cetățeanului se spune. Tu taci din gură, nu, nu contesta puterea politică, acceptă. Da? Și noi, în schimb, îți garantăm siguranța și bunăstarea economică. Da? E un contract social de genul ăsta. Să nu deschizi gura, să te faci că nu vezi că partiduți, nu-ți dă voie să spui ce vrei, că n ai posibilitatea să ai libertatea cuvântului, deși regimul se definește ca democrație populară. Ei, spun că, ei nu spun că sunt dictaturi, spun, domnule, noi suntem democrație. Poporul e la putere. Dar, de fapt, la putere e un grup. Elita Partidului Comunist Chinez. Da? Cei din Comitetul Central și din Steering Committee, da, acel Steering Committee, Comitet Permanent al Comitetului Central. Asta ce este? Bă, grup restrâns. De... Eu e un, un grup restrâns format dintr-un număr de, nu mai știu exact cât sunt. Ai acolo un număr redus de indivizi, 10-15 și în fruntea lor e secretarul general domnul Xi Jinping, care este Practic, trebuia să fie un primus inter pares, cum au fost cei de dinaintea lui, de pildă, Jean Zemin, Hu Jintao. acum el a reușit, ah, practic, e al treilea mandat, nu? Da, e al treilea. Trebuia să fie două. Trebuia să fie două și a modificat... A modificat Constituția spate. și practic nu mai e nimeni să-i se o opună. Ceilalți nu aveau privilegiul ăsta, nici Jean Zemin, nici Hu mai aveau pe unii care nu erau în tabăra lor și care, până la urmă, generau schimbarea. Că de, la, de când nu a mai fost Mao Zedong, da? care a fost considerat, de de unii chinezi, un dictator și așa, să convenise tacit să nu fie mai mult de două mandate, uite că acum Xi Jinping probabil că va fi pe viață. Și... L-ați el... numit dictator? Bă, lider autoritarist, lider de mână foarte. E o discuție dacă regimul e totalitar sau autoritar. Știți că, de pildă, în vremea lui Mao era clar totalitarism oamenii erau mobilizați, societatea destructurată, partidul controla tot, viața nu avea nicio viață, era scos la manifestații, viața ta era reglementată exact. Acum, totuși, ai un spațiu în care ai o anumită libertate, spațiu economic. Ți se dă voie să te îmbogățești, uite, regimurile totalitare nu prea permit îmbogățirea și așa, dar în orice caz e un regim autoritarist de tip Big Brother foarte, foarte consistent. Ți se dă voie să te îmbogățești uh... Ci să dă voie să îmbogățești respectând anumite limite, neinterferând în politică, respectând directive. Eu, până la urmă, gândiți-vă că există planificare. E o economie capitalistă planificată. Există cicluri de planificare și uh, atenție, în orice întreprindere uh, privată, dacă ai, mi se pare, peste 50 de angajați, trebuie să ai celulă de partid. Nu ești de capul tău Ai sigur informatori. Partidul știe ce faci. Ați pomenit de mai multe ori controlul digital. Cât de. E... Am văzut clipulețe, am mai citit una alta. pe latura asta. Nu-mi dau seama cât. Uh, an, de Camere muncili? video în foarte multe locuri, și pe stradă, și în clădiri, euh, sistem de citire a retinei. Da, ochiului, ca să vadă facial oamenii unde s-au deplasat, uh, telefoane. Sunt fel de fel de metode specifice regimurilor acestea nedemocratice. Și sistemul de cred credite sociale cum funcționează? Sistemul de credite. Practic există o electronic, fiecare cetățean e monitorizat cât de fidel e partidului țării și în funcție de asta are sau nu are acces la anumite beneficii. Călătorii, joburi, chestii de astea. Ce trebuie să faci ca să primești credit? Sau să, să fii nu... un bun cetățean, să respecti da. deciziile partidului, să... Te refer favorabil la conducător și la partid, la doctrină, să, să participi la ședințele de îndoctrinare, să nu te arăți rebarbativ, să nu te arăți ne neîncrezător, să nu vorbești cu prietenii lucruri care nu convin partidului, să nu te arăți pro-occidental sau să spui că valorile chinezești nu-ți convin. Mulți chinezi liberali au plecat, au fugit. Uh, în Taiwan sau în Occident, în America. Controlul ăsta, domnule Cioculescu, asta vreau să înțeleg. Este exercitat robotic, digital sau informațiile ajung la niște oameni care trec Asta cu... e greu de știut. Există și algoritm digital pentru că sunt foarte avansați pe partea asta de inteligență artificială, dar bineînțeles că cei care selectează și decid sunt ofițeri de inteligență care la rândul lor sunt conectați cu ofițerii politici din partid și care studiază și da, deci să colectează prin inteligența artificială, dar din câte îmi dau seama, tot oamenii decid până la urmă care e individul periculos, ce măsuri trebuie luate, cât de periculos sunt niște etape, niște... Eu, eu un lucru pe care nu reușesc să-l cuprind cu mintea. Seamănă 1984, celebra carte, sau pă, e ceva cu totul și cu totul special? Păi, până la urmă, ei, n au fost niciodată o democrație de când sunt Republică Populară. Totdeauna au avut autoritarisme, de la totalitarism la diverse grade de autoritarism. Când a fost acolo o democrație? N-au trecut nici măcar în până faza până care a trecut Rusia după ce s-a desprins de URSS, în vremea lui Boris Yeltsin, când totuși se organizau alegeri, erau mai multe partide. La chinez mereu a fost o formă. Acum e ciudat, există și alte. Culmea, puține lume știe că în afară de Partidul Comunist Chinez mai există niște mici partide, un partid agrarian, a. păi ca să arate că e multipartitism. Dar, de a. fapt, alea sunt simple. Te poți înscrie la nivel local, dar... Știi că de fapt tot Partidul Comunist, da, adică au creat ficțiunea asta, că există și alte partide. Am văzut un filmuleț. Chiar mi-au spus, doamne, nu mai avem da. niște partide aici, da. că adică te poți scrie și în alt... Da. Uh, am văzut un film care m-a marcat uh, cu o româncă, pe TikTok, m-am uitat și eu, da. care vine într-unul dintre aeroporturile din China și uh, vrea să-și caute avionul. Mă rog, știți cum vă uitați la aeroport pe tabelele acelea și este filmată de o cameră, îi apare fața acolo și imediat după îi se dau toate detaliile zborului, unde să meargă, la ce poartă, la ce oră este îmbarcarea, doar fiind filmată de, de cameră. E așa de... sau e într-un film? Nu, e... e pe, ceea ce am văzut părea realitatea, dar da, după identificare. Digitalizare, e... mi se pare un... Da, vedeți ce înseamnă? Asociază identitatea cu Probabil că știu și nivelul de studii, veniturile, locul de muncă, deci totul centralizat și ăsta e fenomenul Big Brother. O centralizare a supravegherii ieșită din comun. Efectiv, să știi fiecare cetățean ce face, să, să știi să. Mai lipsește să le citească gândurile. Faza următoare ar fi să le implantezi. Bine, Este e o, o, o distopie, da, să le implantezi ceva, să le poți citi gândurile. Asta ar fi faza ultima. Chiar n-ar mai exista nicio șansă de rebeliune și de câștigarea libertății dacă ar ajunge, eu glumesc. Acum. Da, își dorește cineva genul ăsta de rebeliune, libertate în China? Adică. Există, auziți, țineți minte revolta celor din Hong Kong, când se chineau să-și da. apere cu ultimele forțe, da. erau manifestații, până au fost și ei înăbușiți. Mai sunt oameni care și-ar dori, mai sunt izidezi, mai sunt oameni cu gândire liberală, oameni din profesii liberale, profesori, doctori, ingineri, avocați, care și-ar dori, dar ce să facă? nu au masă critică, nu pot influența, iar Xi Jinping e mai uh, represiv ceva decât au fost președinții anterior. Tolerează mai puțină dizidență, e mai, mai dornic de control, e mai uh, obsedat de propria putere și propria glorie. Și cât de bine stau economic în aceste zile? Citesc diverse analize care spun că, domnule, sunt într-un moment complicat, dacă nu chiar critic, că sistemul lor este bazat pe subvenții, pe subvenționarea întreprinderilor private, că de asta l-a mers bine foarte multă vreme, dacă se apropie o notă de plată. Tot aud că se apropie o notă asta da, de plată. O, nu mai au creșterea pe care o au avut-o în anii trecuți. și știți că ei și în vremea pandemiei au scăpat destul de bine. Culmea, pandemia a plecat de la ei și în timp ce toți ne prăbușeam aici și aveam creșteri cu minus, chinezi nu era atât de rău, aveau un doi, da? Stăteau binișor. Acum, în ultimii ani, Uh, trec prin niște probleme. Sectorul imobiliar are mari probleme, s-au construit multe clădiri care nu se mai vând pentru că uh, sunt scumpe și oamenii nu mai au destul cash. Uh, niște probleme cu piețele, cu accesul la piețe externe, știți, cu Uniunea Europeană a ieșuat semnarea unui tratat de garantare a investițiilor și a comerțului cu Uniunea Europeană din 2020. Americanii le-au impus și ei sancțiuni, Uniunea Europeană le impune și ea pe mașini electrice, uh, au o populație care tinde să îmbătrânească, au și șomaj. Deci economia a început să gripeze cumva, au, au niște probleme structurale, clar, nu mai economia aia minunată din, din, anii 2000 când aveau creșterea aia de 7-8%, sunt departe de așa ceva. Încă sunt pe creștere, dar au probleme structurale destul de serioase, destul de serioase legate de, de elementele astea pe care le-am menționat, demografia, accesul la piețe, dificultățile sectorului imobiliar, conglomeratele astea as lor mari, de tip Alibaba și tot așa, și astea au avut niște probleme cu datorii, cu închiderea unor filiale. Care este, de fapt, viziunea administrației chineze asupra lumii? Cum cred chinezii că ar trebui să fie, că ar trebui să fie lumea? Bine, confort spiciurilor lui Jinping își dorește multipolaritate și democrație la nivel internațional. Adică, culmea, el nu asigură democrație la el în țară, dar dorește o ordine internațională democratică și multipolară, în care China să fie una dintre puteri alături de SUA, de Uniunea Europeană, de India, de Brazilia. Acum, ei să feresc să spună că vor hegemonie, nu zic nici măcar în zona lor, dar, din tot ce fac, să înțelege că vor să fie hegemon pe zona Asia-Pacific, să-i scoată pe americani de acolo și în ideea că toate țările din zonă, unii din interes, alții de teamă, vor veni în tabăra lor ca să n-aibă incidente. Și știți cum e, foamea vine mâncând. După ce ești hegemon regional, poate că te gândești și la hegemonie globală. Chiar dacă, adică nu poți să-i crezi, pe nimeni nu poți să crezi pe cuvânt când îți spune că el are numai planuri bune și e benic și nu-și dorește așa ceva. Pentru că ce fac ei, în vecinătăți, presiunea pe care o pun pe vecini, conflictele acelea pentru insuliție din Marea Chinei de Sud, presiunea pe care o pun pe Japonia, pe Taiwan, pe Corea de Sud pentru delimitarea apelor teritoriale și tot așa insulițele alea, amenințările la adresa Taiwanului, uh, sunt acțiuni de tip hard și asta presupune că de fapt vor să controleze zona aia și uh, doctrina e îngrijorătoare. De când e și Jinping din 2000 uh, practic din 2012-2013, uh, au niște elemente de doctrină, de pildă Chinese Dream, asta teoria aici. visului chinezesc. Așa, o Chină mare, puternică, prosperă, dezvoltată, cu oameni fericiți, cu tehnologie de vârf, cu o armată foarte puternică, o țară respectată, așa, asta e dacă citești. Da? Adică o răsturnare a paradigmei, știți că ei se raportează la așa-numitul secol al umilinței. Ce a fost secolul XIX și până la al doilea război mondial, e numit de ei generic secolul umilinței. Au și un atlas al umilinței, în care spun cum au fost ei umiliți și chinuiți întâi de Occidental, tratatele inegale, Marea Britanie, care i-a bătut în războaiele opiumului, în secolul i-a obligat să cumpere opium, i-au bătut și i-au obligat, i-au bătut japonezii, le au luat teritorii rușii, i-au luat și ei teritorii uriașe, în Siberia, europenii, da, nemți, englezi, făcuseră la ei, îi controlau teritorii și, practic, semicolonizaseră și. Uh, pormo japonezii care le-au -au masacrat și le-au luat teritorii și resurse și umilințe și acum ei spun China redevine o mare putere și spălăm umilințele astea și uh, Chinese Dream uh, e unul dintre elemente uh, Bun, pe urmă un National Rejuvenation Great National Rejuvenation Marea reîntinerire națională T așa, se va. Uh, creativității populare naționale care transformă China într-o putere respectată la nivel mondial chestii care în sine n-ar fi foarte uh, îngrijorătoare, dar uh, te gândești că toate aceste manifestări depind seamănă foarte bine cu ale, ale Germaniei de dinainte de Primul război mondial. Și germanii ce atunci că vor un loc sub soare, vor să li se recunoască puterea, demnitatea, să nu mai fie umi, să mai fie tratați ca o putere de rangul 2 și știm la ce s-a ajuns. Uh, mult naționalism, este foarte mult naționalism în societatea chineză și președintele Xi și, și cu apropiații lui, ca să controleze acest naționalism, l-au amestecat cu doctrina comunistă. Știți că zice doctrina marxistă cu trăsături chinezești. Asta e la ei. Am fost așa și asta mi-au spus că la noi e marxism leninist, dar cu trăsături chinezești. Dar e și un filon naționalist foarte puternic, al poporului. Poporul nu mai e atât de legat de marxism. Poporul e foarte naționalist, anti-japonez, anti-american, anti-occidental. Și uh, vă dați seama că. Uh, și Jinping și oamenii lui trebuie să canalizeze acest naționalism să nu se întoarcă împotriva lor. Pentru că, dacă să pun contra, ar putea să aibă un eveniment de tip Tiananmen, cum a fost în 1989. Ori el, cultivând naționalismul ăsta, speră ca poporul, de fapt, să meargă să-i sufle vânt în direcția corăbiei lui. Își dorește ca poporul să fie mulțumit. Acum are problema cu economia, are destul de mult șomer, destul de multe întreprinderi care se închid, care restructurează. Viața e foarte scumpă în marile orașe. Am zis că un apartament cu patru camere e un milion de dolari, adică din ce am întrebat pe acolo și uh, să teme de nemulțumire. de e, e vital pentru el să nu piardă accesul la piața europeană și la cea americană. Și Aici îl putem controla puțin cu cele de rușilor, să-l să amenințăm că pierde piețele. E singura metodă. Bun. Uh, noi. Uh, suntem într-un război economic cu ei? Ați spune, domnule Cioculescu? Noi cine, fai... românii? Uh, nu, nu, românii sunt <laughs> mici, nu, europenii. Hai să o luăm de aici, europenii? Nu se poate spune că e un război economic. E o situație tensionată pentru că uh, ne dăm seama că uh, pe de-o parte ne separă valorile și regimul politic, e din ce în ce mai greu această falie vizibilă. Pe de altă parte ei susțin păruși care poartă război în Ucraina și amenință proiectul european. Deci cumva contribuie la... Ridicarea Rusiei ca factor principal de amenințare aici pe flancul estic. În al treilea rând, ne fac o concurență economică devastatoare. Știți, în domeniul mașinilor electrice, de pildă, în domeniul panourilor fotovoltaice, produselor digitalizate, riscă, riscă concurența să falimenteze producția europeană. Și atunci, doamna Ursula von der Leyen și alți responsabili europene au cerut să le punem. Tarife, v ales Și le-am le pus spus. pe mașinile electrice. Și, da, o să pună și pe panouri. Problema care e? Că nu toți vor. De pildă, Germania e ezitantă, pentru că Germania câștigă foarte bine din schimburile și știți că marile firme germane de automobile fac în China o producție. Volkswagen, am văzut acolo Audi, Mercedes, nu le convine, că după aia poate chinezii pun și ei tarife vamale pe mărfurile atunci e foarte greu să avem unanimitate. Sunt țări ca Germania care nu-și dorește și ar dori să-i menajeze pe chinezi. Și chinezii bănuiesc că accentuează faliile astea. Da, uh, cât uh, pot da. Uh, Uite, de exemplu, Ungaria are niște investiții chinezești și Orban se bucură. rusești uh, noi... are și chinezești, el e un uh, exemplu uh, da. special, da. Uh, noi, uh, noi ce ar trebui să facem în relație cu China? Adică E multă lumea. e o putere mare, are bani, uite, investițiile sunt bune. Ați fi de acord să fie investiții chinezești în România? Noi, am, noi, noi avem altă. Ne-am cam separat de ei, ne-am cam izolat. Cumva noi mergând pe mâna americanilor, de când, mă rog, a fost președintele Iohannis s-a întâlnit cu Trump, dacă nu mă înșel, în 2017 sau 2018, am semnat cu ei niște acorduri da. și știți că și centralele alea. De Nuclelea la Cernavodă miștrea să le facem cu chinezii, s-a anulat contractul, au luat americanii, da. chinezii s-au supărat. În general au cam picat și... proiectele de investiții, Știți că vreau să facă și șosele la noi, căi ferate, da. rapide. 5G-ul. Și, 5G și americanii da. au venit da. și au da. spus da. Luat nu luați 5G. Nu că e periculos, da. pentru că e stat da. potențial ostil. Da. E apropiat de Rusia, e anti-american și noi am mers pe linia asta. Alții, de pildă, polonezii au făcut mai multe investiții, uh, ungurii foarte multe, bine, Serbia nu e țară europeană și acolo sunt multe investiții, Belt and Road Grecia. Grecia le-a vândut infrastructurile în portul Pireu, portul Pireu e controlat în mare măsură de fire. Uite, Grecia au avut încredere, dar ei nu sunt atât de pro american cum suntem noi. Trebuie să ai o linie de mijloc, dar nu trebuie să ne privăm de investițiile. Dar trebuie monitorizate, trebuie date numai în sectoare în care nu poți avea destule avantaje de pe urma Uniunii Europene și a SUA. Trebuie avut grijă, nu în domenii foarte sensibile unde te poți spiona, dar de pildă o cale ferată de rapidă poți face cu ei dacă controlezi calitatea, o șosea, poate mai puțin pe investiții de 5G, de internet, de asta, pentru că într-adevăr acolo pot fi, dar n-ar trebui să le închidem complet ușa nas pentru că n-au făcut-o nici, adică vorba aia, Germania, Franța primesc și România ce nu deloc, adică este mai radical decât puterile da, în același nici nu poți să-i las să facă absolut orice ce vor, da? Trebuie să păstrăm o cale de mijloc. A, e pe cale China, folosesc și eu cuvântul ăsta, să devină principala putere a lumii Adică își reușește, să, reușește cumva să-și atingă scopul ăsta? Nu știm, pentru că practic mediul internațional a evoluat cumva spre, trip, spre tripolaritate sau multipolaritate. China nu e singură. Ai și Statele Unite care încă are avantaje în tehnologie, în multe sectoare economice. Statele Unite au și calitatea umană, au foarte mulți experți și o, o forță de muncă foarte bună o națiune destul de tânără americani față de chinezi. Chinezii știți că au intrat pe panta asta în demografice. Am auzit, da. Americanii încă n-au problema asta, deci americanii au încă niște avantaje, chiar dacă sunt mult mai puțini decât chinezii. China are și, av avantajele ei, da? Digitalizarea, de tehnologia, forța de muncă, cumva armata care să, să ridică foarte mult. E o competiție, nu știm ce se va întâmpla. Dacă Uniunea Europeană va crea o politică externă de securitate cât mai unitară și vom evolua către un model de federație, iarăși vom fi și noi un actor pentru că avem putere, da, economică și tehnologică, cel puțin cât China. Nu demografică poate, da. Plus puterile emergente, India, India face parte din BRICS împreună cu China, dar nu e un prieten al Chinei. Din contră e un stat care se teme de ascensiunea Chinei. Știți că India a refuzat să facă parte din Belt and Road și din alte Indienii sunt foarte atenți că au conflictul ăla de frontieră și uh, India e mai degrabă un potențial aliat al Occidentului. În ce privește China, în alte domenii nu e. India de fapt joacă Totuși toate și e, prezentă, e prezentă la BRICS. Uh, Sigur că economic uh, au foarte mare interes, dar să tem de China din punct de vedere strategic, militar. Uh, deci lucrurile nu sunt clare, nu există o direcție clară de evoluție. Și uh, reformulez, uh, domnule profesor Ciocule, uh, Cioculescu, uh, pentru că e important. Uh, Anii în care noi am ajuns la maturitate, și dumneavoastră și eu, uh, că suntem cam de aceeași vârstă, sau, de fapt, ultimii. 72 sunt, 50... de... ah, da, uh, ultimii 50 de ani au fost ani dominați de o mare putere, Statele Unite. Pax Americana Exact. Sistemul de hegemonie americană, da. Uh, e pe cale să se încheie. E o tendință către multipolarism, da? care se manifestă nu neapărat în declinul, că America totuși nu declină foarte grav. Nu s-a jumătățit pib nu li s-a degradat armata, nu, se ridică rapid alte puteri. Se ridică rapid China, se ridică rapid India, se ridică rapid Brazilia, Africa de Sud, bine, proporțional. E ce spunea Farid Zakaria în, în cartea lui despre, mă rog, în articole și cărțile lui despre declinul Occidentului și The Rise of the Rest, ridicarea celorlalți. Teoria asta că să ridică alte puteri și să relativizează puterea americană. Bine, sunt și autor care de un declin american, inclusiv american. sunt cei alarmiști care spun: "Ia uitați-vă, America pierde la capitolul competitivitate, pierde la inventivitate, pierde, pierde." Ei, eu nu sunt atât de convins. America în continuare are un capitalism foarte puternic, e o țară cu foarte multe brevete și invenții, o țară cu oameni creativi, o țară cu o armată extraordinar de puternică, o armată dezvoltată. Da, e o, e o țară tânără, deci eu, eu văd America rezistând. Acum contează și deciziile pe care le iau leadership-ul, da? Și... Ajungem, ajungem și la alegerile americane, da. că avem acum și o oră de discuție, vorbim despre asta, dar întâi vreau să lămuresc asta. Deci, pare că suntem la sfârșitul unei epoci. Da. Adică ăsta e sentimentul. De tranziție, de, e un, de tranziție, e o perioadă de tranziție într-un ciclu hegemonic și altul. Înțeleg, China și India sunt state care cresc economic, Da. Rusia nu crește economic sau nu e la fel de. Crește, dar nu, nu, nu se compară. Nu se compară nici cu Statele Unite, nici cu China, dar, în schimb, mai poate întreține un război de, de genul ăsta. Să înțeleg și aici trebuie să-mi explicați, vă aduc înapoi la începutul discuției, trebuie să-mi explicați ce visează, de fapt, Putin, ca să înțeleagă toată lumea. Pe fondul ăsta de multipolaritate, el chiar spune că nu mai trebuie să fie Statele Unite o singură putere, că trebuie să fie mai multe. Dar care este visul lui Putin ca să-l înțeleagă românii și să vedem să Cântărim dacă e periculos sau, noi, sau nu pentru noi? În primul rând, cum a spus, își dorește multipolaritate și scoaterea Americii din uh, zonele unde e influentă, în speță, în cel privește pe el, vrea să o scoată din Europa, să o facă să. Bine, el și-ar dori să se pare complet, să, de să determine Europa de Est și de Vest să renunțe la alianța cu americanii. Uh, o vreme înainte să izbucnească ostilitățile legate de Ucraina, a gâdilat orgoliul unor state precum Germania, Franța, sugerându-le o relație de parteneriat, de cooperare, de genul că hai să-i facem pe american să plece pentru că ne vom înțelege bine între noi. Eu n-am planuri agresive față de voi. Ideea lui era de respect al sferelor de influență. Voi nu interferați în sfera mea, fostele state din URSS actualmente, comunitatea statului de... Noi eu nu mă amestec, bun... Acum nu mai e cazul, pentru că Putin e deja foarte supărat pe Occident care ajută Ucraina, știți că războiul ăsta hibrid e din 2014 și dinainte. Rușii desfășoară un război hibrid, propagandă, dezinformare, amestec în campanii electorale, finanțarea unor partide extremiste, sunt lucruri cunoscute. Asta își dorește, să, să scoată America, să divizeze cât mai mult Europa, să o slăbească să cultive un sentiment prorusesc și nu neapărat că dintr-o dată o segmente mari de europeni o să devină pro și pro nu. El cultivă, a descoperit că în Europa avansul pe liberalismului și al progresivismului a stârnit frica unor segmente conservatoare din Europa care nu vor deschidere către fenomenul LGBT, nu vor foarte mult liberalism, nu vor drepturile ale femeilor la egale cu ale bărbaților, nu vor foarte mult liberalism, sunt oameni conservatori, oameni naționaliști, pe care Putin i-a descoperit și gâdilă și cultivă în ideea că vor constitui o coloană a cincea pentru el. Și a reușit să-i infiltreze, a sponsorizat Frontul Național în Franța, actualmente la saint așa, a sponsorizat Alternativul 2 la în Germania, e bun la așa ceva, nu face numai în Moldova chestia asta. Serviciile ruse sunt bune la a infiltra, la a găsi aliați, prieteni, și atunci ă, asta vrea să divizeze, să controleze, să reducă hegemonia americană. Rusia, spune el, să fie respectată, să fie o mare putere, să-i să recunoască sfera de influență. Și planul pentru ce suntem noi, Estul Europei, această țară, cum ar fi? Cum ar fi să fie la modul. Ideat? Bineînțeles că ne-ar dori în sfera lui de influență, nu mă îndoiesc. El e nemulțumit că NATO s-a extins și n-a putut împiedica. Când România a primit invitația în 2002 și a aderat în 2004, Putin era președinte. Nu i-a convenit. Nu i-a convenit, dar n-a avut ce face. Era încă o fază în care Rusia nu era încă suficient de întremată, nici economic, nici militar, a trebuit să accepte. bine, nu i-a convenit. Dar ce ar putea să însemne a fi în sfera de influență a Rusiei în anul 2024-2030? Adică că încerc să-mi închipu eu ce. Ce, ce poate să însemne că doar nu mai e comunism, nu? Ar zice multă lume. Nu, dar n-ar mai fi nicio democrație tip liberală. Ar fi o democrație autoritaristă, da? N-ai mai fi ca Gen? în uh, Belgia și Franța, ai fi ca în Serbia. Fenomene. Da, adică, cum să zic eu, sau ca, Doamne ferește, ca Belarusul, nu? că pe hârtie, Belarusul e o democrație în Constituție da. și da. asta își dorește, să înlocuiască modelul de regim politic, valorile occidentale îl deranjează foarte tare forțele care îi se opun, da? Și planuri geopolitice de dominație, de control, nu neapărat că nu cred că visează să extindă Rusia cu teritoriul României sau al Bulgariei, dar să controleze. Să aibă lideri și pe care și-l dorește, oameni care să îi cânte în strună, să facă ca el, Rusia să aibă o piață, acces la piețele astea, da? În primul rând să-i scoată pe americani și să-i divizeze pe veste europene, asta își dorește. În afară de pă, curent, gaze și petrol, ce poate să vândă Rusia pe piețele astea? Că fie, da. multă lume ar zice, domnule, dar ci există vreun produs rusesc pe care. Materii prime și arme. Și arme? Da, sunt mari vânzători da. de arme, alături de americani. Sunt între primii 2-3 vânzători de arme din lume. Și, și exportul de regim politic e pentru ei foarte important și de ideologii, de valori. Știți că uh, au conceptul ăsta de rus-chimir, lumea rusă. Uh, lumea rusă e practic tot ce a fost cândva al Rusiei. Bine, teoretic e zona populată de ruși. Știți că sunt ruși numai în Ucraina și Moldova, sunt și în țările baltice. Și Rusia invocă așa numita doctrină Medvedev, ne rezervând dreptul de a ajuta și de a apăra pe toți etnicii ruși din statele vecine. Știți că avem și noi niște etnii ruși până Delta, până... Avem. Da, n-au zis până acum că, că la... nu-i consideră persecutați, dar oricând Bine, săracii etnici ăștia niciodată nu și-au arătat loialitatea față de Rusia, nu ne-au creat niciodată probleme etnicii ruși din Lipoveni, nu -au, au creat nicio problemă. Dar, Dar 1700 încoace au tot fost trupe rusești în zona noastră, adică diverse oști țariste au, au da. fost pe aici. Da, deci... nu cred că e atât de irațional, încât să creadă că va reface complet Uniunea Sovietică. Dar îi ajunge să scoată America și să divizeze țările europene. În primul rând, își dorește să nu apară o Europa Unită Federală, nu își dorește să nu există o politică externă și de securitate comună, să nu există o armată comună europeană. Mizează pe diviziuni între Franța, Germania, Marea Britanie s-au bucurat, știți că au contribuit la Brexit. Canale rusești și, cum să numesc, influențărilor au instigat în Marea Britanie la, să știe, au instigat la Brexit. Asta înseamnă... Îi instigă pe scoțieni acum să ceară din nou referendum de separare. Da? Marea Britanie e un adversar. Știți că în armează Ucraina, e, uh, totdeauna Marea Britanie e un puteric susținător și al Poloniei și al țărilor Baltice, e un pion de bază și a României, e una, un partener important. Uh, e un adversar mare pentru Rusia. Și e din trecut și în secolul XIX, pe relații proaste cu nu, războiul Crimeei. Asta înseamnă prieteni. că de fapt, pentru restul vieților noastre, domnule profesor, uh, și pentru cei tineri și pentru cei mai în vârstă, Aici va fi un război, măcar hibrid. Hibrid, nu mă, nu mă refer la un război cald, ci zeci de ani va fi un război hibrid până A, când. Va fi, dar nu, nu, nu știu pe ce termen. Pentru că să ne gândim că Putin nu e etern. Va muri sau va fi lăturat mm. sau ceva îi se va întâmpla. Uh, ce se va întâmpla? Va fi o succesiune pregătită de el, ordonată sau va fi haotică și bazată pe război, pe conflict? Ce există asta? în istoria Rusiei? Nu știu ce să zic. Eu mi-am imaginat și scenariul în care Rusia se descompune violent în două, trei Rusii care nu se înțeleg între ele, conduse unele de oligarh, altele de general rebel și care luptă între ele pentru resurse, teritorii, cum s-a întâmplat în războiul civil din anii 1918-1920. Deci au și modelul ăsta de... Da? sau perioada aceea de la sfârșitul secolului XVII, Rusia, Marelui Haos, nu? Marea Tulburare, a fost o perioadă când au avut un vid de putere și așa lupte, asasinate. Deci există și Rusia asta, a haosului, există și Rusia ordonată unde puterea să transmite. Vedeți că Putin nu și-a pregătit un succesor, nu, nu apare cu nimeni, nu spune... Nu un... identificați... Iuna... A, bine, experții au identificat niște, dar nu, nu pare că îl pregătește, nu pare că îl arată pe respectivul sau pe respectiva și uh, cumva uh, el pare decis să conducă țara cât trăiește. Uh, ce va fi după? Știți că noi ca români ne-am dorit să se rupă Rusia în bucăți. Am fi, eu cred că ori 90% români ar bate din palme să apară patru rusi în loc de una, da? Deși și aici, dacă începe război, poate fi haos, refugiați, instabilitate, adică știți cum e, ai grijă ce-ți dorești. Da, dar ne-ar da Ne, da ne o cu câteva zeci de mii de ruși care să roagă să-i primim că sunt persecutați și trebuie să-i primești conform dreptului umanitar. Nu poți să le închizi dacă e război. Da, dar da, ne ne-ar da. da o perioadă de respiro, nu? Ne-ar da o perioadă, dar pe de altă parte, în Occident, citești și eu articole scrise de americani, de, așa în care spun uh, să ne fie frică de descompunerea Rusiei, pentru că haosul e mai rău decât ce e acum, în sensul că dacă vine la putere un naționalist mai primitiv decât Putin, care... Controlează armele nucleare și chiar face ceva până la urmă. Amenință, e mai, mai primitiv decât Putin, mai violent. Nu credeți că Putin va folosi o armă nucleară? Știți că au schimbat doctrina nucleară acum. Așa, De am curând. văzut. Au schimbat doctrina explica. nucleară în și ideea ce că dacă. Păi înainte era ideea că Rusia nu va răspunde nuclear decât dacă e atacată nuclear sau dacă e amenințată de cucerire, bun, forțe convenționale zdrobitoare, acum își, își declară dreptul de a răspunde nuclear, și dacă sunt supuși unui atac convențional masiv. Au luat în calcul posibilitatea ca trupe NATO să ajute Ucraina sau să li se dea ucrainilor arme foarte puternice care pot lovi mii de kilometri în adâncimea teritoriului rus peste 1000 de grade, atunci uh, vor să sperie, să descurajeze, Spune: uite, ne-a modificat doctrina, aveți grijă, pentru că noi nu vom ezita să o folosim la adică. Uite, suntem disperați și uh, e strategia asta de tip bringmanship. Putin să, să prezintă pe el ca un om cu spatele la zid, care spune un pas, dacă mai faceți, eu am arma nucleară și nu o să ezit. Știți că a rămas celebru acum vreo 10 ani, a zis ceva de genul un discurs apocaliptic, că dacă Rusia n-ar mai fi, de ce să existe restul lumii? Că poate dispărea da, și restul așa, lumii. Dacă nu există poporul, de ce să mai există restul lumii? Nu știm dacă crede chestiile astea. El vrea să sperie. E un individ care a văzut că în momentul în care e uh, deslănțuit și amenință, ceilalți să sperie. Și atunci el, uh, strategia asta uh, de tip Brinkmanship, da, care e descrisă de diversi teoreticieni folosind teoria jocurilor. Da? Există teoria jocurilor care calculează când doi oponenți, da? știți ca la șah, fiecare mută pe o tablă și exista un joc de ăsta care se numește Crazy Driver. Da? Eu îți imaginez un drum, ai doi șoferi, fiecare la un capăt, fiecare vine către celălalt. Dacă fiecare înaintează, la un moment dat se vor ciocni și vor muri amândoi. Dacă în ultima clipă unul se sperie și virează, iese în decor și celălalt a câștigat că merge drept. E, Putin mizează pe faptul că e destul de înfiorător și de considerat imprevizibil încât noi, occidentalii, suntem cei care facem mereu pasul înapoi. Pentru că, în general, așa s-a întâmplat. Nimeni nu l-a provocat de pildă, Macron a propus ca Franța și alte țări NATO să trimită soldați în Ucraina. Nimeni nu i-a ținut isonul. Americanii au spus nu. Uh, ungurii, bine, ungurii oricum și, și au spus clar nu, și... nici vorbă. Macron, știți, au zis, Macron nu e un tip irațional. Uh, el s-a gândit în felul următor, că dacă și alte țări NATO zic așa, îl determină pe Putin să negocieze mai repede o pace. Pentru că cel mai mare coșmar al lui Putin ar fi să vină trupe NATO în Ucraina. În momentul ăla se echilibrează, să confruntă cu trupe NATO, știe că dacă folosește, s-ar putea și ea să folosească, Doamne ferește, arme, dacă lovește cu armă atomică și... Uh, cel mai mare coșmar al lui e să vină trupe NATO de partea trupei ucrainiene, caz în care ar fi obligat să ceară rapid o pace. Cum ar arăta pacea asta acum? Acum, cum, acum? Acum, acum, acum. ce e acum pe front? Că, uh... Rusia păstrând ce deja da? și acceptând și Ucraina la rândul ei Mulțumindu-se cu ce are la ora actuală, că am înțeles că 20% din țară a fost cucerită de. Loc. Da. Imediat Ucraina și Rusia ar demarca frontiera, ar recunoaște, ar intra în NATO repede și nu e, ar veni aici trupe NATO, ar fi garantată și în momentul ăla, teoretic, ar urma o pace între blocuri. Da? Rusia cu blocul ei, nu? Organizația de cooperare, mă scuzați, Collective Security Treaty Organization, da? Mă rog, Rusia fiind șeful acolo și NATO și în momentul ăla avea o pace rece, da? Dar cu garanții știți și... că rolul Ucrainei pentru rușii, pentru occidental, multă vreme a fost de buffer. Tampon, zonă tampon. Da. N-ar mai fi chiar o zonă tampon. Rușii ar avea zona de și sudul, Crimea, occidentale ar lua, ar fi în contact, oricum ar fi o graniță directă între NATO și... Și de ce nu se face? Aș întreba eu așa. Că păi, ca... în continuare, Zelenski speră și insistă pe Uh, de, cum se numește planul? E plan pentru victorie. Planul victorie. El nu i-a zis planul de înțelegere, planul de da. negociere, i-a dat un nume mare, planul de victorie. Deci, uh, în sondaje, chiar dacă procentul ucrainienilor care vor da. continua războiul a scăzut, a scăzut. A scăzut de la un. cât era un primele. Da, 2022, 90%, 90% acum sunt 50%. Și. Da. Ce oamenii să cam sature de război, dar în continuare are o majoritate. El trebuie să găsească o pace onorabilă. Și Putin vrea o pace, dar la Putin onorabil înseamnă totuși păstrarea. Deci Putin nu concepe să păstreze numai Crimea, de pildă. Și să pierdă, Adică de ce au murit? Rusia are pierderi uriașe pe câmpul de luptă. Deci poate n-au murit chiar 500 de mii, sau, dar tot au murit 250-300 de, de ruși. Au înțeles 1000 de morți pe zi. Ba chiar 1500 în zile, au fost niște zile trecute în care chiar Departamentul Apărării Britanic a spus că rușii au pierdut 1300. Vă dați seama, într-o zi, Știți că în știința războiului, de la 1000 de morți în sus e război. Sub 1000 de morți e low intensity conflict. Pe timp de un an între două state. Ăștia au păzi. Deci e războiul cel mai mare consumator de vieți umane de după al doilea război mondial. Mai e războiul din Siria, care a omorât și el jur de 304, dar în cât timp? Că la Siria a început în 2011. Exact, da. O foarte sângeros și ăla. Acum e într-o fază de low intensity. Nu mai mor atât de mulți oameni. Oricum, mai se luptă acolo, no. dar pe scară locală. E un război echivalent cu al doilea război mondial. Campanii cu tancuri, cu coloane de blindate. Da, sunt și elemente postmoderne, da? Oprești blindatul cu lovituri de drone. Ei, în vremea nazicilor și a sovieticilor nu existau drone, trebuia lovit cu antitank, cu... Acum, războiul tridimensional, da? Americanii oferă din spațiu acest la sateliți și le spune, ucrainian, spune ucrainianului ai grijă că înaintează o coloană de tancuri în direcția aia, ucrainianul folosește racheta sau drona occidentală, lovește coloana de tancuri, le produce rușilor o pagubă foarte mare, da? rușii și ei au drone și ale lor și ale Iranului, da? Că sunt... e un război care migrează treptat, se transferă de la un război convențional bazat pe industrie, merge către un război postmodern bazat pe drone, pe sateliți. Așa cum roboți, reprezentați... robotizați. Pacea pare imposibilă în momentul ăsta. Mă tem uh, cei mai mulți analiști spun că nu va fi anul ăsta, în cel mai bun caz, la anul. Și Zelenski a spus că va fi pace la anul. Uh, Asta zis, înseamnă tot. că toată lumea așteaptă alegerile americane, nu? Și iarna, să vedem cum va trece Ucraina de iarnă, pentru că ei au, au totuși arme, muniții, primesc. Le-au dat din nou americanii bani acum și, cred. Uh, problema e că le sunt lovite infrastructurile de energie și vor avea de. o iarnă grea, cu fric și cu vor încerca să treacă cu bine, cum au trecut și peste iernile precedente. Rusia așteaptă să vadă ce se întâmplă la în alegerile din America. Probabil că dacă câștigă Kamala Harris, vor fi mai tentați să, probabil, să înceapă o pace. Să, să discute un, despre proces să de, fie mai... un proces de, de pace. Bine, și Trump a zis că îi cheamă și că le... a zis că le impune el ce să... Pacea Trampiană, le va spune el cam ce să accepte fiecare, da? Imediat despre asta. <laughs> da. Invitatul meu de astăzi, Șerban Filip Cioculescu, specialist în relații internaționale, lector universitar al facultății de științe politice din cadrul Universității București. Este absolvent al absolvent al facultății de litere și al facultății de științe politice la București. Are un master în relații internaționale, doctor în științe politice al Universității din București. Zic bine până. Acum. Da, da, da. A efectuat stagii de pregătire științifică în Africa de Sud, China, Corea de Sud, Canada și uh, Franța. Și uh, mai multe cărți publicate, introducere în teoria relațiilor internaționale, România postcomunistă comunistă în ecuația strategică a vecinătăților, Balcanii, Marea Neagră și Orientul Mijlociu Extins, Terra Incognito, e o altă carte repere pentru cartografierea haosului din relațiile internaționale contemporane, Viitorul nu ia prizonieri, China... De la strălucirea ascunsă la expansiunea globală. Asta e o carte din. E 2000... Cea mai recentă a mea, din, 2019, din 2018 2018, 2019, 2018, da. 2018. Da. Deci aveți o viziune uh, complexă asupra realităților da. internaționale. De asta vă mulțumesc că ați venit. Și eu mulțumesc. Și acum, stați că n-am terminat, de-abia am știu, ajuns. Știu. Uh, mergem, către, mergem către Statele Unite. Uh, Toată lumea are impresia, toată lumea, noi, trăind aici, avem impresia că președintele Trump, dacă va fi reales, ne abandonează mâna brușilor. E o viziune pe care o împărtășiți? Ba, uh, auziți, și în primul mandat al lui am trăit cu spaima, că să va înțelege cu rușii peste capul nostru. Ați văzut că n-a fost lăsat de establishment să facă tot ce dorea. Nu e singur. Congresul și celălalt partid democrat, serviciile. Știți că s-a supărat pe servicii că nu l-au lăsat să negocieze el cu Rusia cum dorea el sau așa. Deci eu cred că e și discursul lui de campanie electorală, se adresează unui segment de populație suveranist-naționalist, un segment de populație destul de izolaționist și cumva populație care e supărată, de pildă, pe cheltuielile foarte mari în sprijinul Ucrainei dar care nu e atât de supărată că i-a ajutat și Israelul cu foarte multă muniție, vede și cu arme, pentru că acești conservatori americani sunt în general pro-israelieni, sunt, în punct de vedere religios, moral, sunt apropiați de Israel, dar față de Ucraina, da, e în Europa, li se pare că cumva că deja America a ajutat prea mult, că nu se vede un succes foarte mare al ucrainienilor. El vine și pe fondul ăsta. Acum, ce va face aici concret? Da, există un risc să să încerce să negocieze o pace peste capul nostru, dar eu mizez pe faptul că totuși ar fi controlat, ca și nu, n-ar fi chiar de capul lui. Okay. Establishmentul american e bine consolidat, să știe că România e un partener strategic, vor vor face baza de la Cogălnicianu, au de veselul, deci nu suntem o țară în care americanii au proiecte și militare și civile, suntem destul de importanți pe flancul ăsta pentru ei, deci, lucrurile astea trebuie da. luate în calcul. Cum ați evalua, domnule profesor, relația dintre el și bă, bă, președintele Putin? Credeți că au o relație specială? Știți că a fost acuzat că au continuat să facă schimburi de telefoane și s-a aflat, de pildă, că i-a dat da. vaccinul în vremea covid și Putin l-a rugat, te rog să nu spui, mm -hmm. că mi-ai dat vaccin și așa ca să nu discute lumea, să nu pară că suntem cei mai buni prieteni și așa. Nu știm, ce, nu știm exact cât de intense sunt legăturile lui, știm că l-a simpatizat pe Putin. În general, lui îi plac liderii de mână forte. Probabil că i-ar place și Xi Jinping dacă n-ar fi rivalul Americii, dacă ar fi un stat care n-ar avea nimic de împărțit. Oricum, el nu simpatizează liderii democratici, el simpatizează liderii de mână forte are cu Putin o anumită... Acum nimeni nu știe foarte bine ce s-a întâmplat de când el era om de afacere, a avut niște legături cu cercurile din Rusia, au există și teoria că a fost șantajat, că cumva l-au cu ceva la mână, n-a spus omul, nu s-a descoperit, nu s-a afirmat așa ceva, adică nu s-a putut dovedi. Da, deci există niște afinități. E clar, e clar că Trump își imaginează că poate atinge o coardă sensibilă de al lui Putin, care niște o linie directă către el, cumva că îl poate influența. Dar nu știm exact cât de intense e natura legăturilor. Uh, da, e... Uh, știți cum... E, e și teoria asta, e și gândirea asta că, domnule, e un pion rus președintele Trump. În e anumite. exagerat spus totuși, chiar pion rus. Bine, nu știm ce va dezvolui viitorul. Ce arhive peste 100-200 de ani, cine știe, în care să rezulte că l-avea la mână cu ceva sau că ascundea și Putin știa ceva din... Sau că avea o anumită legătură de care Dar nu Dar nu, știm. Astea sunt deocamdată la nivel de speculație. În ceea ce a făcut ca președinte, credeți că e un președinte care ar putea retrage America de pe spațiul ăsta este european? Uitându-vă la ce a făcut el în mandatele. Depinde mandate foarte mult de cum va merge rivalitatea cu China. Pentru că. Uh, el e foarte, foarte committed Și foarte atent la ce se întâmplă cu China China e marele adversar uh, Depinde dacă China va ataca taiwan America uh, Clar va reacționa și Vor muta forțe cât mai multe în zona Asia Oricum asta e tendința, să mute forțe către Asia Pacific uh, Există un risc să, să retragă cât de mult se poate de aici și să lase Europa Să se apere contra Rusiei uh, Bun, ceea ce Iarăși, uh, vedeți că E un paradox aici, noi europenii, mă refer la țările europene din NATO și țările Unii Europene. Suntem mult mai numeroși decât rușii. Suntem undeva la, în Uniunea Europeană, 450 de milioane. Fără britanici, după ce eram vreo 500 de milioane cu britanici, ok. Oricum, britanicii rămân parteneri în NATO, dar pui și pe ei suntem 500 de milioane. Însumat, PIB-urile acestor țări sunt de 10-15 pe ori peste a Rusiei. Rusia are un PIB cam cât al Franței sau poate cât al Olandei, mă scuzați, cam așa. Unde ne dominei la arme nucleare. A, alea cumva pot fi contracarate până scuturi, cu condiția ca scuturile antirachete să treptat tot mai performante. Nu există nicio garanție că scuturile se tanșă acum, e foarte greu, dar cu vremea... Deci, oricum, Occidentul e mai dezvoltat tehnologic decât Rusia. Eu îmi imaginez un scenariu în care poți contracara rachete nucleare cu roiuri de drone. Pur și simplu, trimiți un roi de drone... Ajung în momentul în care racheta pleacă și, și simplu, să lipesc de ea și, într-o căldură foarte mare, o fac să explodeze în aia. Atunci, degeaba are rusul. Îi le detonez pe toate înainte să intre în... imaginez niște roboți din ăștia care, uh -huh. efectiv, fac praf rachetele. Bine, și Rusia ar urmări și ar spiona și ar încerca să contracareze, dar spun că dacă ne-am unit forțele și am face o armată comună și am pune efectiv interoperabilă, am fi peste ruși mult. Deci n-am avea deloc să ne temem de ei. Dar ce e mintea președintelui Trump când se uită doar la China? Cum își construiește el realitatea? China e marele adversar pentru el. El reprezintă o facțiune conservatoare și oricum Partidul Republican în general era mai axat pe rivalitatea cu China decât Partidul Democrat. Uitați-vă că și Biden a continuat pe aceeași linie de rivalitate. A preluat de la Trump și Biden a luat măsuri antichineze, dar Trump parcă e mai ai pornit. El vede ca un fel de luptă existențială între, pe de-o parte, hegemonia militară, economică, americană, conc concurentul chinez și mai, Trump e mai puțin atent la valori decât Biden, da? El nu insistă pe democrație, pe human rights, dar e o chestie de putere. Domnule, să nu fie China, să nu ajungă China la nivelul americii, să nu fim în situația de a fi la paritate sau să ne depășească. Luăm, facem tot ce se poate ca să nu ajungă China marea putere mondială. Și atunci, în mod logic, China întreține războiul Rusiei cu Ucraina pentru că îi creează o, putere, sta, pentru că îi creează o problemă Statelor Unite? Da, aici... cumva da. Așa are interes China, ne-am putea gândi că are interes mm -hmm. și în Orientul Mijlociu să înceapă un conflict între Israel și Iran ca să trimită SUA trupe. Dar, atenție, China nu-și dorește războaie dezlănțuite aici, pentru că, în primul rând, ea nu vrea ca Rusia să fie înfrântă. O Rusie care pierde forțele militare, e bătută, mizează pe ruși în caz de război mondial, are nevoie de ruși ca, ca forțe terestre și nu vrea să iasă Rusia bătută și umilită. Cumva China ar dori o pace, în condițiile în care și Rusia să fie în Orientul Mijlociu. Chinezii a mediat o pace între Iran și Arabia Saudită, un acord de pace nimeni nu credea. Nici acolo nu și doresc un război foarte mare pentru că au interese economice să investească ați, să... ați pronunțat război mondial. Putem să excludem un război mondial? Au fost Nu, și... nu știu, vă întreb, nu, adică nu se poate exclude un război mondial, cu toate că sunt autori americani liberali care spun că s-a terminat cu marile războaie da. că mai ales în Fucuyama, când a scris el sfârșitul istoriei și ultimul om, mai fost un autor, John Mueller, care a scris Pare un visător, Fukuyama Astăzi, din păcate, da, el își imagina un triumf al democrației și al capitalii. Uitați că democrația e în regres în lume. Uitați-vă la Africa. La, din ce în ce mai multe regimuri, au uh, democrație devin autoritariste. Cad democrațiile. În Africa e o, e o epidemie de lovituri de stat autoritariste. Dar și în Europa. Uitați-vă Ungaria cu problemele ei Polonia, Adică cumva democrația, Turcia, nu mai zic unde da, nu e chiar o democrație perfectă și uh, da. E ca paranteză în toată treaba asta. Mă întorc imediat la Trump. Stați aproape. Uh, Erdogan e și el la cazan nu? Am înțeles bine? Că președintele Parcă da, cel al Braziliei nu s-a putut duce fiindcă a avut da. un accident în baie și nu s-a putut duce al Serbiei, care a spus că are o agendă foarte încărcată și e. asta e un semnal. Eu cred că pur și simplu, da, a da, evitat... A evitat chestiunea asta. Dar Erdogan ce face acolo? Spionează? S-a dus, e, da, s-a întâlnit. El, el e NATO. El, uh... Da, dar atenție, e o țară NATO care are bune relații cu Rusia. Uh, afaceri, energie, conducte, centrale nucleare. Deci are o relație pozitivă cu Putin. Pe parte economică, pe parte tehnologică, nu e un adversar al Rusiei, da? Nu. A, 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 Erdogan, cum să zic eu, joacă la ambele capete. Depinde, când a început războiul între Rusia și Ucraina, a închis accesul în strâmtorile Bosfor și Dardanele, invocând tratatul de la Montreux. Spune că Turcia, conform tratatului de la Montreux, are voie să închidă în caz de război. A, problema e că nu au mai putut intra deloc nave NATO. În, a, da, suntem singuri da? aici pe Marea Neagră. Da, dar nici pe Ruși nu i-a mai lăsat. Nici pe nu i-a mai lăsat să și le scoatele. le-a dat voie să aducă alte nave, dar rușii au făcut niște manevre aici, de pildă, au mai adus câteva nave din zona Pacificului spunând că sunt din flota Mării Negre. Turcii au lăsat, au zis că le-au avut la reparat și că le-au adus înapoi. Nu le mai dă voie să iasă cu ele. Dar știți care e problema? Uh, Rusia poate să aducă în Marea Neagră, folosind canalul Volgadon, poate să aducă cu anumite, nu poate să aducă cele mai mari crucișetoare, poate să aducă vase militare din Marea Caspică. Aha iranienii au lărgit puțin și ăla pe la ei ca să poată intra navele ruse și trept, mergând cu grijă pot aduce vase militare nu foarte mari în Marea Neagră până Azov. Ei au cucerit Marea Azov de la Ucraina, au cucerit complet. Și strâmtoarea chiar și Azovul, acum e lac rusesc. Aha. Și pot aduce vase. Păcând când noi din NATO, cum să aducem vase? Nu avem pe unde, pe strâmtor nu se poate. A, bună constatare. Decât A. dacă le-am, știți, proiect din ăsta, să le dezmembrez pe bucăți, să le car pe avion, să le asamblez la Constanța. A... Să pomenesc ea cu un britanic, făcut din bucăți la Constanța, și spui, băi stați un pic și pui și steag românesc. Stați un pic, că ea da, mai... <laughs> Ei, e a României. mai e. SFC. Deci sunt metode, îi putem fenta. Să știți că îi putem fenta pe ruși și pe turci, îi putem fenta, dar îl presupune sumarea unor riscuri și costuri. A, sau le putem direct construi aici, că avem șantiere navale. Da. A, și, asta, și asta se poate. Poți să lărgești un, o intrare un braț al Dunării și atunci nu mai e spațiu maritim, e spațiu dunărean. Creezi acolo un fel de mare lac pe brațul Dunării înainte de vărsarea în mare, faci vasul acolo că îi spui turcului că domnule ai grijă că nu e Marea Neagră aici, e zona acvatorului Dunării. După aia iese dita mai vasul militar făcut de occidental și e cu steag românesc. Și al NATO. Sper să vă și audă cineva. Ei, statul, auziți, nu e ideea mea. Am citit eu și eu în reviste, pe da. bloguri, n-am inventat roata, nu mă dau mare, că nu are rost să zic că am inventat eu. Vă întorc în Statele Unite. Așadar, președintele Trump vede principalul adversar China, îl identifică Clar. bine. Și Biden, da, Trump, da. și Trump e mai radical. Da bun și uh, pe un mesaj naționalist al său credeți că uh, va câștiga alegerile e pare un pic în frunte, dar nu a fost și cam ala într-o vreme. cu. Diferența e foarte mică, țara e clivată, țara e împărțită. Uh, pe axa asta progresiști respectiv conservator naționalist, țara e destul de scindată și sunt acele câteva state cheie care vor face diferența fiecare ce va mobiliza, fiecare trebuie să încerce să mobilizeze din indeciși, oricum la ei nu-i vot direct, să votează până sistemul marilor electori, e un vot indirect, care va mobiliza mai bine, da, pentru că oricum, atenție, dacă rămânea Biden, clar că îl învingea Trump, deci culmea că Biden părea că nu-și dă seama, Biden n a prea fost mulțumit că a fost pusă ca malas, pare că nu prea o susține așa din toată inima? A, bine. Așa, uh, dar n-ar fi avut șansă. Pentru că oricum nu mai era foarte coerent, uh, avea anumite scăpări. Uh, Trump trecuse și până atentatul la care îi mărise. Da, au fost parcă două tentative, dar bine, unul s-a soldat cu rănirea lui. Una, una cu rănirea da, care... și a mai fost unul. Mă rog. Așa, și uh, el a speculat victimizarea asta ca să-și umfle, da, procese și uh, a fost și dezbaterea aceea, da. Bun. Da. Țara, e fo procentajele sunt foarte apropiate. Încă să pot face schimbări în funcție de cum vor reuși să mobilizeze stafurile lor pe Puteți și... să ne explicați pentru cei care... Uite, mai sunt câteva zile. Noi difuzăm asta pe, pe data de 24, dar mai sunt câteva zile până la alegeri. Ca să înțeleagă toată lumea care se uită, că nu se uită doar specialiști. Doamne, cum se votează în America? Cum e ales președintele? Să ne explicați un pic sistemul, ca să avem mai... Mare da, înțelegere. Fiecare stat are un număr de uh, mari electori pe care uh, populația regimentată pe listele celor două partide da, votează acești electori, și uh, electorii depind de state, de mărimea statelor. Da? Nu mai știu exact numărul, da? există de la 2, mi se pare, până la. la nu mai 50, știu exact, dacă, uh, nu, dar, da? Se poate chiar mai bine. Și acest... electorii da? hotărăsc prin votul lor președintele e un vot indirect. Un vot. Și atunci poți să câștigi votul popular. Păi dar... au fost cazuri. Da. Mi se pare că, uh, că când am învins o Trump pe Hillary Clinton, ea a avut SS din câte știu ceva mai multe da. voturi. Poți să învinci uh, prin elector fără să fii învingătorul la nivelul populației generale. Ok, și de asta ne uităm la statele cum le zice swing, da? Swing, da, în română, cum ar suna? State, state. Bă... nu știu cum să le zicem, state, care de. tranzi. Nu, de, nu? De, nu știu. De răscuce ce... da. da. Um, să zicem, da. o chestiune de, de, de genul. ăsta. De răsucire, de... De răsucire da. da. State, citirez State, state, titirez, uh, da. State în care voturile se duc în În care nu e clar o majoritate, pentru că e clar, da. de pildă, că nu o să câștige democrații în Arizona sau în Texas. O, totdeauna câștigă acolo republicanii. După cum în Pennsylvania pe, și în zona estică, New York și asta, unde ai gulere albe și intelectualitate, câștigă democrații. Sunt zonele unde. Uh, și rămân zonele disputate, unde nimeni nu e stăpân sigur pe situație și și acolo să dă lupta pentru indecișește. Ce credeți? De ce credeți că Trump e atât de atrăgător pentru atât de mulți americani? Ce Un mesaj întâmplat? simplu, brutal, direct, care rezonează cu emo El strânește emoții. El stârnește emoții. Deci știți că de multe ori ai mai ușor acces la electorat până emoții decât în glasul rațiunii. Foarte mulți oameni care ascultă de frici, de instincte, de anxietăți, de emoții și le stârnești ceva care te face să pare că ai dreptate fără să mai Plus că sunt și foarte mulți oameni mai puțin educați, oameni care n-au filtre multe de analiză și care iau de bună și uh, el merge pe specularea frustrărilor. Sunt uh, oameni care au rămas șomeri în zonele care s-au dezindustrializat, că America se robotizează, se digitalizează, oameni care au pierdut joburi, oameni care au ajuns marginali, care trăiesc din ajutor de șomaj, care și-au pierdut statutul. Speriați de avansul progresismului, de fenomenul, doctrina LGBT, de human rights, li se pare că le fuge pământul de sub picioare, că America primește prea mulți migranți, e spaima asta migrantului, o America care schimbă culoarea, schimbă, abandonează religia, trece la o nouă religie a egalității de sex și a, a transformărilor sexuale. și uh, Pentru un om conservator, chestia asta bănesc că e terifiantă. Și atunci vine Trump care spune, votați-mă pe mine și garantez că nu se schimbă nimic. Vă redau mândria, vă redau măreția. Let's make America great again. Le rezonează puțin cu ce știu ei din propaganda aia veche, din ce-au prins în vremea războiului rece. Cumva, el e un bun psiholog, da? Deci, știți că, în momentul în care a pierdut alegerile, uh, fiind învins de Biden, eu n-am crezut că va ajunge tot el candidat. Deci, dacă mi-ai fi spus că Partidul Republican, aș fi zis, nu se poate așa ceva. Va fi unul, dar 50 de ani, un tânăr. Cum e vicepreședintele ăsta? Mă gândeam că cineva de genul ăsta va veni. Deci, n-aș fi crezut, i-aș fi dat sub 5% probabilitatea. Uite, că, au spus unii analiști, aveți grijă că tot Trump va fi. zic, nu cred. E un om care are bani, are influență, e carismatic a știut să-și învingă adversarii, s-a dus, a cooptat pe cine trebuia, a reușit să-și atragă de partea lui, i-a -a marginalizat pe liderii care nu îl susțineau. Are, are un talent clar de a, de a trage de partea lui, pentru că erau și alții în partidul ăla oameni care puteau să preia ei ștafeta. Cum și să face că cea mai mare democrație a lumii totuși nu a putut propune la un moment dat decât doi candidați care aveau amândoi peste 75 de ani, și uh, nu a reușit să aducă figuri noi dintr-o țară atât de mare și atât de puternică. Ce s-a gripat acolo în mod fundamental? De unde, de unde lipsa asta de opțiuni? Că până la urmă a fost o lipsă de opțiuni în ambele spectre politice. Ambele partide politice au birocrații destul de rigide și desclerozate, uh, care nu promovează neapărat meritocrația, să promovează, uh, să zicem așa, ascensiunea pe piramidal, pe clanuri, pe grupări, oameni puternici, oameni care și până la urmă probabil că, bineînțeles, fiecare partid, democrat și republican, are oameni cu o vârstă mai tânără, însemnând na, un președinte de 50-55 de ani, e ideal. Are și putere de muncă, are și mintea clară, e și un individ afirmat profesional, dar aparatele de partid cu tot lobby-ul, cu... atenție, contează și finanțarea la ei. Trebuie să găsești finanțatori. Poate că Intelectualul carismatic și competent nu găsește finanțare. Tot mogul de genul ăsta, unul ca Trump, care deja are bani, atrage de partea lui media și atrage cercuri de susținere, banii contează, contează relațiile, avea bani, avea relațiile. La democrați, tot așa, e o incapacitate de a se renoi la vârf, de a, de a propune oameni mai, mai tineri și mai. Deși, atenție, oameni există, dar nu reușesc să. Și nu cred că nu-și doresc să candideze să obțină postul cum ar fi fost ca în loc de cei doi să fie lor care să se lupte. Tim Waltz, respectiv, cum îl cheamă pe cel de la Republican Stop? Vance. J.D. Da, Vance. Vance. Da. Era cu totul altceva. Mai tineri, mai și cu o anumită agresivitate, amândoi... Despre Kamala Harris ce spuneți? Mi se pare o persoană inteligentă, competentă, vine din domeniul juridic, e o procuroare acum... Oh, știu că e acuzată că e cam prea de stânga, că nu, nu merge la inima celor care sunt mai sunt centriști cumva, are un mesaj unor ușor cam radical, uh, cumva într-o situație economică grea pentru America nu e foarte reconfortantă că nu vine cu niște proiecte foarte clare de redresare economică, uh, dar e o corectă, e o persoană optimistă, competentă, din punctul meu de vedere promite să ajute Ucraina în continuare și să apere și să fie implicată aici în Europa de Est, deci pentru noi... Vezi, e o ciudățenie, pentru că noi în vremurile anterioare, da, anii 2000, când era Traian Băsescu președinte la noi și în general noi mizam pe republicani mai mult. Așa a fost în istoria noastră. Da, da. și acum uite că mizăm mai mult pe democrați. S-a schimbat pentru că la republican domină curentul izolaționist. Păcând republicani, păcând democrații, uite că par să fie mai committed, mai determinat să, 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 rămână implicați aici în, în zona noastră Europei de Est. De fapt, care e marea problemă a Americii în momentul ăsta? E uh, o țară extrem de divizată și de conflictuală. Ah. Uh, cele două tabere, uh, cea trampistă și cea democrată progresistă, nu prea mai au căi de dialog și de comunicare. Deja fiecare respinge argumentele celelalte, dialogul e scrâșnit, e cu amenințări, cu. Așa cum Trump a instigat la invazia Capitolului, cine știe, știți că a spus că nu va recunoaște dacă pierde. E un semnal foarte prost. A spus că el nu poate pierde, deci chestia asta sugerează adepților lui să pregătească de anumite chestii în cazul în care el va fi declarat înfrânt. Din nou, riscă să facă aceleași probleme în care le-a făcut. Știți că a început urmărire penală, în s-a oprit, acum e lăsat să candideze, au zis să nu-l blocheze. Mulți români s-au întrebat de ce nu l-am împiedicat justiția să Știți că în câteva state au vrut să-l blocheze și pe urmă s-a spus, domnule, să-l lăsăm să candideze. E un principiu să nu-i punem pumnul în gură. Totuși are dreptul să candideze. Nu ca la noi cu doamna Șoșoacă și... Da, bine, la da, da, președinte. Da, L-au da, lăs lăsat să, lasă să candideze. Ce o să facă? Îl invalidează după aia dacă află că era mână-mână mână cu Putin, începe impeachment-ul, să ajunge, e mai mare circu. E și o cheltuială mare și o erisipă emoțională și cum ar fi să înceapă impeachment după aia să descopere că cine cere vid de putere. Uh, stau să mă gândesc la câte... E un scenariu vă peste... dați seama, nu? Da, e un șenar... nu, că uh, Suspendarea lui s-a mai încercat, demiterea lui s-a mai da. încercat, nu? A mai trecut da, odată. Da da, la... da, 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 da. E, prin... e foarte conflictual, foarte irascibil, are foarte, foarte mulți dușmani. La rândul lui pune o linie clară, un gard între el și adversari. Nu e un tip conciliant deloc, nu e un. Cum simțiți dumneavoastră la nivel uh, personal, așa, adică vă e teamă de un alt mandat al lui Trump? Simt o anumită anxietate, da. Eu personal, sincer, nu mi-aș dori să câștige el, deși am foarte mulți colegi și prieteni care spun, lasă-mă Șerbane că e un tip, uh, uh, măcar, cum să zic eu, nu e atât de stânga, are de partea lui oameni puternici, se va modera, e mai previzibil știm cum a fost, uh, da, deci... Are în România, de, să știți, nu glumesc, chiar da, 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 și da. intelectual. Deci nu, nu ai oameni simpli și să spui... Ce simțiți că primează în chestiunea asta a votului american? E vorba de chestiunile liberalismului, chestiunile astea de identitate culturală? Da, să le spunem, intră sau? foarte mult în calcul problemele de identitate. Ah, pe do camala mai liberală, mai înclinată să tolereze diversitatea de gender, de așa, intră problemele ideologice, Trump mai conservator, mai naționalist, vrea să oprească migrația, atenție, mulți americani se tem de migranți Trump e mult mai clar. Și, Biden are niște măsuri forțat cumva, și ca să o ajute pe Kamala în campanie. Dar Trump e, nu? n a încercat să facă zidul ăla cu Mexicul, să-i punem pe mexican să plătească zidul. Știți că zidul început -să, da. să fie construit. Sunt bucăți de zid? Sunt bucăți construite, da. da, da. E un fel de mare zid chinezesc. Glumesc că și chinezii au făcut. Da, mare da zid în da, barbarii peste. Ei. E aproape inutil pentru că cine aduce migranți da. acolo, reușește să. Reușește, acolo. nu au făcut încă, să poate, da. Deci, elemente importante, da, identitate, migrație. Probleme economice, ce proiecte de redresare economică, da? Mulți americani se tem că democrații nu au un plan foarte clar de uh, redresare economică. Nu merge foarte bine, au și ei problemele lor de, de. Și planul lui Trump, ce zice? Planul economic al lui Trump, adică de ce Trump e... e. mai liberal în planul lui, da? Cu scăderea, să nu fie impozite mari pentru cei bogați, să creeze un spațiu de, pentru investiții să blocheze importurile cât mai mult din China, să cumva să-și securizeze piața. Bine, el promite și chestii nerealiste, că pare că le promite oamenilor că se va reindustrializa America. Cumva joburile alea pierdute în, cum se numește, Rust Belt, centura da. de rugină, da. zona aia de nord-est nord și toată centura aia unde s-au închis Multe oțelării, multe fabrici, am, am văzut. Am -au a... El cumva le promite că se va relua și va. Re... Asta e o minciună, pentru că, de fapt, se robotizează accelerat economia mea. Nu, nu se vor mai deschide marile oțelării și să fim serioși. Roboții acum înlocuiesc forța de muncă, dar el mizează pe nostalgia oamenilor, pe frica lor, pe anxietăți, pe apelul la emoții. Uite, democrații închid fabrice, noi le redeschidem. Vă de... facem din nou, vă redăm gloria, vă, o să aveți bani din nou, scădem șomajul nu e, Adică nu aveți încredere în chestiunea asta care uh, plutește și în mintea noastră a celor din Europa, zicând așa. Nu, trebuie să aducem înapoi fabricile pe care le-am dus în China, că a fost o greșeală istorică. Faptul că noi, corporațiile europene și americane au dus toată producția în zonele respective, și noi am vrea niște fabrici înapoi. Da. Vi se pare? Și nu în europeană să discută. <fie> e deosebirea între două strategii de risking și de coupling. Uh, ce înseamnă de, de înseamnă decuplare, pur și simplu. Rupem comerțul, Așa. nu mai investim, nu mai lăsăm să investească, cumva mergem în paralel. De risking înseamnă continuăm relațiile, dar decuplăm numai unde e sensibil și unde riscăm foarte mult uh, în a avea relații cu chinezii, pe parte de tehnologie de vârf, pe parte de, să zicem, mașini electrice, chestii cu tehnologie, unde e periculă. Dar în rest continuăm. Uh, sunt cele două, ce asta e extrema, de adică uh -huh. pur și simplu, cum ar vrea Trump. Domnule, hai să da punem pumnul gura Chinei și să ne readucem înapoi industriile. Nu cred că se mai poate, pentru că globalizarea înseamnă și uh, delocalizare. E foarte greu să rup complet. Gândiți-vă că cei mai mari creditori ai americani sunt chinezii. Au o datorie americană uriașă, cât... cât 17.000 de miliarde, adică sume uriașe și cum să, cum să faci? Cum să te izolezi complet de economia chineză? Război economic e foarte greu de crezut așa Dar nu e. Nu, nu e. A, vor reduce cât pot, da? E o emoție logică să spui în state, și în România, dar și în Statele Unite, să spui, bă. Uh vrem să facem oțelul nostru că le dăm oamenilor de muncă. Nu, asta le, le spune. E un naționalism da? economic, un mercantilism da. hai să nu mai luăm, hai să-l facem noi, domnule, că suntem americani, suntem deștepți, avem tehnologie, tradiție. Da. Și pentru că ei ne-au îngenunchiat dacă ne le-am dat toate <coughs> fabricile astea voi da. o să mi din nou. Deci îmi spuneți că asta nu mai e posibil. Eu nu cred. Pentru că globalizarea și interdependența. Vedeți că există o logică a piețelor capitaliste. E foarte greu statele să. Asta e o deglobalizare, e o tentativă de a limita globalizarea. Au zis, dacă începe război generalizat, se blochează. Ambele războaie mondiale au blocat schimburile și comerțul, dar în rest, da, se va, vor exista decuplări și blocări pe anumite segmente, dar vine greu să cred că va fi oprită globalizarea altfel decât în război. Păi nu la asta asistăm, asta zice și Putin că a pornit, asta sprijină cumva volat China, deci... Putin tot face schimburi intense cu India, cu Brazilia, cu, da, cu China. Nu e decuplat, face deci, comerț cu cine vrea el. Deci cine ne aude astăzi și luptă împotriva... Uh, cine ne aude astăzi, că avem și noi în România oamenii noștri, noi. Cine ne aude astăzi și luptă împotriva globalizării Suveraniștii, naționaliștii abia așteaptă și cal de bătaie global. Da, 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 ce? Dar trebuie să înțeleagă, adică dumneavoastră le transmiteți astăzi că, băi, în realitate nu se poate? Sau... Nu se poate decât într-o situație radicală de gen război și... După aia, știți că și când s-a apropiat primul război mondial, lumea să globaliza accelerat în perioada aceea 1880-1914. Capitalul recirculau, investițiile, Franța, Germania, erau economiile interdependente, a venit războiul, bun. Pormo în interbelic a venit marea criză care a oprit al doilea război mondial, după care din nou globalizarea cele două blocuri, Occidentul-Rusia, pe partea occidentală s-a globalizat accelerat, fondul monetar, Pormo, cum se numea, GATU, General Agreement on Tariffs and Trade, au asigurat convergență-integrare, după războiul rece s-a globalizat, s-a devenit lumea interdependentă. Bineînțeles că dacă vine un război mondial, iară să decuplează, după care eu cred că iarăși globalizarea avansează. Bun. Deci spuneți că. Ia e tendință... Nu sunt mai dar nu pot jura că e așa. Da. E o nu, dar este o intuiție care. Da, domnule, uh, marile afaceri, curentele financiare mondiale împing către schimburi la nivelul globului, că doar așa da, crește, da, da. crește bunăstarea sau avuția unor. Dar unor. există și o tendință pe viitor uh, de structurarea economiei în mari blocuri regionale. Uh, Uniunea Europeană e un bloc regional. A apărut acum de câțiva ani un grup de o zonă de liber schimb numită RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP ăsta care grupează țări precum China, țări din America de Sud, din Asia, e un uriaș grup care a cărui PIB însumat e undeva la jumătate din PIB-ul mondial. Deci apar zone de astea de liber schimb, uriașe, blocuri economice, nu reziști dacă nu faci parte dintr-un bloc economic. Și vedeți că conflictul geoeconomic se mută la nivelul acestor blocuri, care au și schimburi, și comerț, dar au și rivalități. Cumva interesul e să facă schimburi. Bun, domnule profesor, dar, dacă... Bun, America are, cum se numea, blocul acela în Nord America, NAFTA, a fost un NAFTA, cu și-a schimbat numele, America American Free Trade Agreement. Ei E pe american, pe canadien, pe mexican. Da. Și stau pe continentul Nord american Stau. Mercosur în America de Sud. Toți au, nu vedeți că brics care e și ele un bloc... Hai să ne punem în locul președinților sau administrației americane. Da. Ai această problemă generată de globalizare, da? ai oameni care au sărăcit la modul propriu și pe care Trump. pentru că Relativ că săracul american nu e ca săracul din Thailanda sau din Bangladesh. E altfel de sărac, da. da. E un sărac, dar pentru societatea aia în care trăiește, el e sărac. Da. Și tu ești administrația americană, știi că lucrurile, sărăcirea sa, pierderea investițiilor, resurselor, a fost ca urmare a globalizării. Ce le propui oamenilor din zona uh, uh, Rust Belt, de exemplu, care aveau cele mai mari oțelării din lume acum, nu de mult, în timpul vieții lor, 40, 50, 60 de ani, da? Ce le propui? Adică ce faci de fapt cu oamenii ăia? Tu, ca administrație. Trump le spune, bă, noi o să facem din nou aici. În realitate spuneți că nu e posibil, dar tu ai mase mari de oameni în toate statele occidentale, care suferă ca urmare a globalizării. Inclusiv în România, da, nu? inclusiv în Globalizarea are și câștigători și perdanți. În general, în zona noastră a Occidentului global, sunt mult mai mulți câștigători. Dar globalizarea are și perdanți. Oameni care nu se adaptează joburilor de tip nou, oameni care nu înțeleg foarte bine cum funcționează internetul, calculatoarelor, digitalizarea, care nu se adaptează și uh, rămân cumva unii cu joburi foarte prost plătite, alții pur și simplu șomeri, uh, oameni mai în vârstă care nu se pot adapta și care să trezesc anxioși și chiar frustrați față de ideea asta de globalizare. Dom'le, de ce să vină în țara ța străin? De ce să văd eu denumiri de magazine în străine? De ce să văd capitaluri străine când eu am o leafă de mizerie sau ceva de genul ăsta? Uh, și care devin adversari ai globalizării și găsesc politicieni care le spun tu ai dreptate, dacă mă alegi pe mine, blochez schimburile comerțul, construim la loc în țară, dar le, 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 creează aceste chimere economice. Pentru că uh, nici America nu poate funcționa complet singură. Da, e foarte dezvoltată tehnologic, dar are nevoie de interacțiuni cu Uniunea Europeană, cu Japonia. Nu, nu, e, nu e suficient să, să te izolezi. Autarhia asta economică e un mit. Uh, avem nevoie de schimburi. Nu mai zic și noi, în Europa, nu putem funcționa. Dacă ne-am izola. creșterea și dezvoltarea ar fi mult mai lente. Ok. Pot să, să înțeleg asta. Tot ne-am dezvoltat. Care? Atenție, deja suntem pe calea robotizării digitală. Deci ar merge și cu izolare, dar mult mai lent și cu probleme. Care credeți că va fi hotărătoare în alegerile americane? Economia sau chestiunea culturală? Eu cred că partea economică, în primul rând. Oamenii vor vota și cu buzunarul foarte mult, să vor uita la situația actuală și la perspective, și va conta foarte mult și partea identitară, împreună cu partea economică cu cine să vor identifica, ce sentimente și resentimente, ce emoțiile vor stârni candidații, Suntem cu... așteptări. Suntem cu 10 zile înainte, nu? Ceva de, de genul. pildă, știți că există republicani care au spus clar că nu-l votează pe Trump. Da. Unii votează cu Kamala în sila așa, alții nu se duc și nu. Există democrați care nu o suportă pe Kamala, considerând-o că e prea de dreapta, culmea. Deci sunt unii care zic nu e destul de... Ne e doar de Bernie Sanders, nu? Sau... Da, 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 da. deci atenție, fiecare uh, are oameni care nu-l preferă din propria tabără, dar nu înseamnă neapărat că îl votează pe alt. Uh... Inclusiv actor de la Hollywood care au spus, uh, domnule, eram eu republican, dar în viața mea nu, nu pun ștampila, mi s-a mâna, nu mai știu care a zis, niciun caz nu-l votez pe... În schimb, Elon Musk, ia uitați ce apropiat, marele proprietar și... Mai, e mai, de de, e, de, e, mai dat 75 de, mai 75 de milioane de dolari da. zilele trecute. Uh, cine credeți că va câștiga? N-am cum să știu, foarte greu de zis, foarte greu sunt. Dacă era vreo diferență de 4-5%, contează foarte mult până în ultima zi cum vor reuși să mobilizeze electorii, cum statele acelea, ce vor face ca să-i atragă, ce le vor promite, dacă vor mai fi dialoguri între ei televizate. Spuneți mai curând că o să fie un proces politic. Și evenimente imprevizibile, ia să ne Astea. gândim o nouă tentativă de asasinat. Știți cum e? Astea pot fi și planificate, pot fi și instrumentalizate ca să creeze emoții. Ia imaginați-vă că merge Trump undeva în public, cineva îi dă un pumn în gură și îi zice sunt a un democrat la pocnit. Imediat, a, la pocnit, domnule, nu se poate așa ceva. Nu? Adică gândiți-vă că oamenii uneori nu discern foarte bine accidentul de chestia planificată. Uh, ah, doamne, vrei că pot, uh, pot fi evenimente externe? Vă așteptați să ajungă mai curând această, ca și în trecut s-a mai întrebat, a mai întâmplat, uh, această alegere la Curtea Supremă de Justiție, să fie un proces de genul ăsta? Mai degrabă dacă știi că uh, Kamala mă aștept să conteste Trump, pe Kamala o văd acceptând, dacă îi se va spune că așa e, va accepta o văd acceptând și dacă ea va avea cei mai mulți alegători la nivel național, dar mari electorul preferă pe Trump. Nu văd contestând, pare mult mai rațională și mai moderată, așa, așa pare cel puțin, dar pe Trump îl văd contestând, mai ales dacă îi se va spune că a câștigat votul popular. N-aș vrea să... El să... Vedeți, e, are un ego supradilatat. Să vede că are un ego supradilatat. E un tip egocentric și e convins că e alesul, că el e salvatorul națiunii, Să pare de neconceput să... A cum n-a acceptat nici pierderea precedentului alegeri. Ne-aș vrea să încheiem înainte de a ne explica până unde mai poate merge războiul ăsta din Orientul apropiat. E clar că și premierul Netanyahu forțează foarte multe lucruri acolo în așteptarea alegerilor americane. Da. E clar că ține de războiul ăsta ca să nu-și piardă puterea. E deci... contestat și pe plan intern. E un fel de uh, round-the-flag efect, efectul să ne raliem în jurul steagului. Da, pentru că el e foarte contestat, știți, cu, la Curtea Constituțională, e acuzat de opoziție că e un fel de satrap, uh, e acuzat de corupție, are multe probleme, și, uh, pe de altă parte, să consideră și el un salvator al națiunii, uh, e hotărât să distrugă cât de mult să poate cele două grupări, Hamas și Hezbollah, deși a mai încercat și în trecut Israelul și n-a reușit decapitează părând conducerea, da, e metoda asta, o omorâm, cum e un lider nou, pac, Dar vedeți că grupurile astea sunt reziliente, sunt ca o, ca o armată, da? un fel de structură piramidală, ascunsă, da, și tu decapitezi vârful icebergului, dar rămâne sub apă icebergul, bun, și invaziile astea, bun, ocup Gaza, trebuie să guverneze acolo, trebuie să asiguri populației un minim de confort, mâncare, apă, servicii sanitare, intri în Liban, și că au mai intrat toată în Liban. Au stat, pe, au stat mult acolo, tot încercând să elimine Hezbollahul. Hezbollahul ăsta se infiltrează în rândurile populației. Dar, pe de altă parte, și Israelul cu spatele la zid, pentru că bombardamentele Hezbollah au determinat vreo 100.000 de, de israelieni să plece de la casele lor. Sunt oameni care și-au părăsit casele și care îi cer lui Netanyahu să îi, îi ajute să întoarcă la ei acasă. Ori nu se pot întoarce, că Hezbollahul trage cu rachete. Pe de altă parte, cei mai de stânga, democrații cer lui laburiștii, cer lui Netanyahu să demisioneze spunând te-ai compromis, n-ai ajutat ostaticii să-i elibereze, ai lăsat ființele dragi să fie, n-ai încercat deloc să negocieze așa. Americanii pun presiune și ei cerându-le să respecte drepturile palestinilor, să nu-i mai trateze atât de rău, să le asigure condiții, mereu îi amenință că le, le întrerup ajutorul, mai ales democrații care sunt mai sensibili. E un paradox. Știți că arabii americani votează cu democrații. Dar și cei mai mulți izraelieni toți cu democrații. Da. Păi da, și un, ăștia trebuie să penduleze, să-i satisfacă și pe unii și pe alții. Care e ieșirea din această criză majoră? Bineînțeles, cu negocierile. Acum să vedem, Israelul va continua campania cât va putea. Va încerca să elimine cât mai mult din focale de rezistență ale Hamas și ale Hezbollah. În același timp, Iranul a văzut că a tras cu rachete în două rânduri. Israelul încă n are retaliat a doua oară, încă evaluează cum să facă. S-au gândit că dacă ar trage asupra facilităților nucleare ale Iranului, știți că Iranul le are și sub pământ. Da. Iranienii au tuneluri, da, distrugi la suprafață, zice, distrugi centrele de îmbogățire a uranului din Natanz și de unde mai au, cum să numesc, au câteva centrifuge din astea, și ba dar rămâne alea de sub pământ, ok? În al doilea rând, te aștepți ca Iranul a, știți că e destul de apropiat de Rusia, a, nici rușii nu stau cu mâinile în sân, cine știe ce, în fine. A, și atunci nu-și nu dorește Israelul un război deschis cu nici Iranul nu-și dorește un război deschis cu Israelul care are arme nucleare. Ce lovești în Iran? Lovești facilitățile nucleare, lovești infrastructurile energetice, poluare imensă, lo reușești. Ce faci a, să gândesc izraelienii și la reacția Iranului? Ce face Iranul? Știți că șansa mare e că nu sunt vecini. Dacă erau vecini ar fi ajuns să lupte... Așa trag, știi, fiind la distanță, nu o să treacă niciunii, nici alții până e, e, Siria, Irak și Iordania ca să se atace direct. Și îți trimit rachete, drone, dar atenție, e război între ei. Da? Bine, dacă aplicăm criteriul cu o mie de morți, nu e război. E low intensity conflict. Dacă înveți cum pleacă sutele miile de rachete, drone, te gândești totuși că e război. Dar e un război ciudat. În sensul că nu se desfășoară zi de zi, niște lovituri, după aia așteaptă să retalieze celălalt. Dar mie mi se pare că e un război acolo. Cele două războaie sunt legate între ele? Sigur că da, pentru că Iranul se pretinde marele apărător al cauzei islamice și uh, Iranul apără și cauza palestiniană, apără și cauza șiiților din Libana, Hezbollahului. Iranul este marele dușman al Israelului la ora actuală și a făcut un... Element identitar important din chestia asta, Iranul nu e numai anti-american, e și dușmanul Israelului. Președ, cum îl cheamă, Ayatollahul Khamenei a promis să uh, zdrobească Israelul. E promisiunea veche pe care și khomeini o avea. Și, 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 și mă, mă referam la războiul din Ucraina și războiul ăsta da. din Orientul Apropiat sunt legate între ele, adică au cum devenit va, un Da, de pentru că americanii și ponderează foarte bine sprijinul pe care îl dau și Israelului și Ucrainei ca să se poată ajuta și pe unii și pe alții. În același timp, Israelul, vedeți că ezită să ajute Ucraina foarte mult, nu prea ajută, cu toate că Rusia susține și hamas și hezbollah și Iranul. Ar fi logic și Israelul să ajute mai mult Ucraina. Uh, Zelenski e și el etnic evreu. Uh, Bibi Netanyahu își urmează linia lui. Nu vrea să antagonizeze Rusia, pentru că rușii se află în Siria, de pildă, îl influențează președintele Bashar, uh, nu vrea să ajungă în conflict cu rușii, uh, Netanyahu. Și? Uh, și care e calea de ieșire de aici? Nu se întrebe de ceva foarte... Ar trebui să negocieze, bineînțeles. Ar trebui să negocieze Israelul să oprească, să ceară niște garanții, să, în primul rând, să lase civilii să guverneze în Gaza, de pildă autoritatea palestiniană din Cisjordania, să o lase să vină și să guverneze și în Gaza, pentru că cât poate rămâne Israelul ca forță de ocupație acolo? Totul are un sfârșit, trebuie la un moment dat să lași civilii. Aia trebuie să facă alegeri. Fără Hamas de preferință, da? Uh, ok. Dar problema e că Hamasul ăsta e ca o hidră, îi tai niște capete, iese. Uh, oamenii consideră Hamasul un fel de partid martir, uite, o luptă pentru noi. Sunt și radicalizați palestinienii, la câte victime au avut. Vă dați seama că foarte mulți care nu țineau înainte cu Hamas, acum țin cu Hamas. Deci ar trebui să vină o conducere palestiniană moderată, păzită, ca să nu fie atentate și așa, și să crească treptat nivelul de trai, oamenii să uite de nenorocit, să reconstruiască orașele distruse, și în același timp să se oprească colonizarea pe care o face Israelul în aia ilegală din Cisjordania. Trebuie cumva să. Eu sunt adeptul soluției cu două state. Netanyahu e împotrivă, dar nu, nu văd totuși cum ce faci. Știu că e foarte greu. Am citit că cineva propunea un stat federal ca Bosnia, să-i cuprindă și pe palestinieni și pe israelieni. E de negândit acum. Ar fi bine, dar nu văd cum. Ura e atât de mare. Bine, și în Bosnia era foarte mare ura, uite, dar i-au convins americanii la Dayton să accepte, știi, structura aceea cu entitatea croato-musulmană și Republica Sârsta. Da. Cum ar fi aici entitatea israelienă, entitatea palestin, stat federal. Da? Foarte greu de crezut. Nimeni nu are o soluție foarte clară acum. Oprirea focului și negocierile în, sunt. În 2011 ați scris un articol. Și, bineînțeles, articol. ar trebui dezarmate grupările astea, dar cum să te asigur că le dezarmezi? Cu atâtea tuneluri, atâtea metode de a camufla. Da. În 2011 a scris un articol în care atrăgeți atenția asupra Orientului apropiat. Uh, au Ce articol? 13? Uite, 13. nici nu mi-amintesc. -am, mi uh, articolul uh, în care. Ați făcut o comparație, e un interviu de fapt. Pe contributor cumva? Uh, ați găsit? Uh, sau, da, mă rog. Sau da, adevărul, aici da. Aici nu cam doar uh, documentarea. Spuneți. Uh, ați făcut o comparație, atrăgeați atenția asupra Orientului Apropiat și asupra problemelor pe care acesta le va crea în viitor, pentru că erau, erau probleme nerezolvate încă la data respectivă. O zeci ani. Și făceați o comparație interesantă între Soliman Magnificu și uh, Bin Laden. Dacă vă aduceți aminte, între timp Bin Laden nu mai există, dar istoria asta a lui uh, Și Doreau un mare califat. Da. Și ulterior uh, visul lui Bin Laden a fost continuat de uh, conducătorul ISIS-ului, Bagdadi, care la rândul lui a fost omorât în bombardamente, calif, să visa calif, uh, stăpân al întregii lumi musulmane. Pentru că visul teroriștilor și al-Qaeda și ISIS este că creeze califatul, să răstoarne regimurile laice și să instaureze un califat cu toți musulmanii din lume care ar deveni un pol de putere echivalent cu China. Cu... Da? E un vis uh, irealizabil din punctul meu de vedere. Din fericire, musulmanii au multe diferențe între ei. Nu numai că sunt suni și șizi, dar sunt și alte. Au și ei naționalismele lor, au sensibilitățile lor, amintiri istorice. Nu e atât de simplu să-i unești cum își închipuie Ben Laden sau al Baghdadi sau... Uh, sau Soliman Sau Soliman care visa să creeze un imperiu musulman global. Uh, cel mai strălucit conducător al Imperiului Otoman. Atât mai observ că noi avem, din cauza limbii, a modului în care suntem educați, a creierului nostru geografic, să spunem așa, noi nu percepem ce vor oamenii de partea cealaltă. Uh, Vă referiți la lumea islamică. Exact. Nu ne dăm seama exact, sau eu unul nu-mi dau seama exact, uh, că bunesc și acolo e o okay. cheie. Ce-și doresc, de fapt, acești oameni care sunt iacătă într-un război cu Israelul? Care e... Vă referiți în general sau la o anumită grupare? E, iată, vezi? Deja uh, lucrurile sunt. La modul general, ce-și ar dori uh, lumea islamică? Cum ar nu vedea? Nu există o singură voce, un fel de expresie comună a lumii islamice. Bineînțeles că cei mai mulți locuitori de religie islamică a lumii ar dori un sistem în care și poporul palestinian să aibă statul lui. Unii sunt radicali și vor ca Israelul să fie eliminat, alții nu uitați că au semnat acordurile abrahamice cu Israelul, alții și mai înainte, da, Egiptul, de pildă, Iordania, au recunoscut Israelul. Acum, cu acordurile abrahamice din vremea lui Trump, a recunoscut, dacă nu Sudanul, Qatarul. Uh, Marocul au recunoscut Urma și Arabia Saudită Dacă n-ar fi fost atacul ăsta din, uh, Al Hamasului din octombrie 2023 Arabia Saudită era gata să semneze un acord Cu uh, Israelul De normalizare Au împiedicat Hamasul a, a lovit uh, foarte eficient atunci S-a gândit că Israelul va replica foarte sângeros saudiții nu-și mai permit acum Pentru că strada arabă ar fi foarte nemulțumită De un acord cu Israelul Uh, Iranul a fost pus în pole position Ca apărător al celor două mișcări Hezbollah și Hamas Israelul pus cu spatele la zid uh, Au calculat că Israelul va reacționa foarte dur Poate n-au știut cât de dur și că va decapita Atât de grav cele două mișcări aici Poate n-au calculat Oricum ei au vocația martiriului Genul ăsta de islamiști fanatici Și asumă martiriu uh, uh, Vedeți? E alt tip de raționalitate Într-un fel e Putin sau Xi Jinping Care nu vor să moară într-un război Pentru că au o viață bună, sunt, a, scopul e, a, altfel e un a, islamist care, știți cum e, mor și Allah mă primește în paradis, am virginele acelea, celebra poveste, poveste, da. dacă noi ironizăm și, depinde cum e interpretat Coranul cu virginele, alții spun că de fapt e prost interpretat că erau struguri, că n-am înțeles bine, nu era cuvântul virgine, ci struguri, boabe de struguri, erau foarte valoroase la Arab, când deșert struguri erau raritate, deci atenție și cum e interpretat, dar paradisul, Uh, au alt, alt tip de raționalitate, adică un individ care nu se teme să moară pentru că se gândește că Allah îl primește în paradis, nu poți să-l descurajezi la fel ca pe un lider ca Putin care nu vrea să moară și nu are un scop din a muri. Ați spune atunci când ne am uitat la toată lumea asta George. Trebuie să înțelegem care... în cultural în primul rând. Uh, dacă nu înțelegi cultural, nu știi cum judeca. Și nu e ușor să înțelegi nici pe Iranie, nici pe uh, suniții din Hamas, nici pe șiiții din Hezbollah. Ați spune atunci mai curând că Epoca de aur a democrațiilor liberale și a lumii occidentale este pe cale să, să. E în criză. E în criză. Acum nu știu dacă e pe cale să se surpe. E o criză. E o criză generată de. S-au suprapus, de fapt, mai multe crize. Marea criză economică din 2008-2013, criza COVID-ului, ridicarea mișcărilor populiste, naționaliste, suveraniste, resurrecția islamului, Rusia, China, ridicarea lumii sudului global. Da? Sunt multe chestii care pun în cumpănă soarta democrației, care părea foarte lineară și sigură în anii 90, de pildă, după sfârșitul războiului rece. Da? Și e o epocă de incertitudini și de mișcări haotice. Nu există nicio garanție că va supraviețui liberalismul democratic, dar nici nu este condamnat. Contează foarte mult ce decizii vor lua liderii, cum vor explica maselor ce programe economice, ce programe sociale vor avea, ce politici externe. Lucrurile nu sunt atât de simple și de lineare, da? Dar, într-adevăr, ne temem cu toții de un declin al liberalismului e o, e o, E o temere, o anxietate pe care o avem mulți. Ne mai vedem Ce mai tragem... Să sperăm că vedem. ne vom vedea în situații benefice, potrivite, pozitive. Da, așa aș spera da. uh, și eu. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru și prezență pentru și imitație, pentru explicații. A fost o plăcere și uh, sunt convins că ascultătorii noștri sunt interesați. Sigur, puteți lăsa like-uri și comentarii acolo. Uh... Mulțumesc și eu, m-am simțit foarte bine și chiar foarte plăcută discuția cu noastră. O să ne mai vedem. Sigur. Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și și vouă, vă mulțumim pentru like-uri, sprijin, comentarii și săptămânile viitoare o să tot discutăm despre chestiunile politice. Voi fi plecat în Statele Unite, sper să pot transmite și de acolo să vedem de la fața locului ce și cum se întâmplă. Încă o dată mulțumesc și spor la treabă!